Declar deschisă ședința de Consiliul Local în data de 29.10.2018 și supunem la vot conținutul procesului verbal din ședința extraordinară din data de... Din ședința trecută. Ședința trecută. Ce da, pardon. Din 27.09.2018. Cine este pentru conținutul procesului verbal din ședința anterioară, care au participat? Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 voturi pentru, 7. Împotrivă, abțineri, avem 3 voturi. Deci domnul Oteau Petru, domnul Bursalgeu, nu am fost prezent la ședința trecută. Nu am fost prezent. Știu. Nu am fost prezent. 7. Turi unde? Ești de acord cu conținutul procesului verbal din ședința anterioară? Da. Deci atunci 8. Sunt eu, doctorul. Cum voi? 6, 7, 8, 9, 10, 11, nu? Din 8 cu 3, 11. Ordine de zi. Dau citire ordine de zi. Deci... Așa e. Pune din prima. Astea dispar. Pune din prima. Cum adică? Astea trei numai? Normal. Astea trei dispar. Astea patru. Prezentat dumneavoastră care... Deci pe ordinea de zi, trei... Din ordinea de zi, trei proiecte de hotărâre dispar pentru că între timp s-a constatat... Au fost retrase din... Deci anume... 7, 8 și 9. 7, 8 și 9 au fost retrase. Și intră alte patru proiecte de hotărâre care au apărut între timp la urgență. Proiectul de hotărâre pentru liceu cu aprobarea proiectului cu parc didactic și 2% contribuției din partea primăriei la acel proiect. Reparare eroare materială pentru salariul domnul Bârsan Valentin, Bârsan Victor. Un proiect de hotărâre aprobare indicatorii iluminat, a care au apărut implicit cu sistemul de iluminat și proiectul de hotărâre cu dotarea căminului cultural. Dacă sunteți de acord cu introducerea acestor puncte pe ordinea de zi. Ordinea de zi. Cine este pentru introducerea? În unanimitate, nu? Împotrivă, abțineri, în unanimitate. Deci să le trag cele trei puncte, să introduc celelalte patru. Punctul numărul 1. Liceu să... Dacă, dacă, chiar v-am rugat dacă se poate ca să... Fie cu liceu cum invită pe doamna director. Da. Atunci, puteți deja să o invitați pe doamna director, noi deja dezbatem multe de puncte. Deci, proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind limitarea tonajului autovehiculelor care circulă pe drumurile comunale ale Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, inițiator cu viceprimarul Comunei Ghimeș-Făget. Deci, ce avem aici, domnul viceprimar? Care da, avem drumurile din satele, de exemplu, Bolovăniș și Rechitiș, în care Bolovăniș, Rechitiș, Târhăuș, din care am constatat că se cam lipășește de multe ori limita de tonaj la mașină de mare. Mai ales cu transportul buștenilor. Aici am venit cu, în fața dumneavoastră, ca să vă prezint o idee, să vedem cum vom ajunge la o înțelegere ca să facem limita de tonaj, limita maximă de tonaj pentru mașinile astea pe ax, pe axă. Ca să putem un pic, să avem un pic sub control. Cam târziu, da? Asta trebuia, de când s-a făcut asfaltul, s-au deteriorat. Drumurile. Acum noi punem limitare. Cine verifică? Cine controlează? Cine cântărește? Cine cântărește? Cum se poate face? Până când pui noi... limitare de asta. Păi limita controlează? De tonaj se poate pune. Mai avem sate unde avem no. limita de tonaj, mașină, pe altă. Și răspund pentru treaba asta. Păi răspund, dar cine răspunde? Noi.
Dar nu avem autoritate, dar nu avem poliție în comun. Păi o să avem, dar nu. Ideea e în felul... Nu e greu. Nu poți să-l opri. Dar nimeni nu intră dacă nu... Nu-l poți opri. Nu-l poți opri, cum să nu-l poți opri? Tu? Dacă e indicat, dar dacă am avea o hotărâre de consiliu local și ar fi amplasat indicatorul de tăbloaș... Indicatorul de tăbloaș. Ar fi o... Pasul următor ar fi că dacă avem o hotărâre de consiliu local, va fi înștiințată poliția, va fi... Deci se vor pune indicatoarele, vom obține toate au... Așa? Numai ca să avem o idee de... Dacă sunteți de acord ca să lucrăm la proiectul ăsta, la un proiect din asta, asta a fost... Suntem, dar să țină cont. E vorba, nu știu, cine cântărește fiecare an? Să fie o regulă... Da, acolo un talon scrie total. Ce mașină. Scrie numai, tu nu poți să-l controlezi. Mașină de 16 tone, mașină de 24 de tone. Ce vrei să cântărești toate rovine? Păi, tocmai asta zic. Deci trebuiește, după părerea mea, o hotărâre pe tonaj. Păi, de exemplu, sunt poduri care, podețe care sunt, au indicatoare cu limita de tonaj. Nu am văzut niciun cântar, dar scrie acolo, păi, asta zic. Limita de tonaj. Ele trebuie verificat, altfel, oprit. Păi, deci am zis, o să îi se aducă la cunoștință poliției care o avem comună, ei mai departe tot la fel. Știu ce au de făcut. Știu ce au de făcut. Și noi o să știm ce avem de făcut, aducem la cunoștință, de exemplu, cei care, societățile care exploatează, sau ocoale silvice, care le avem pe raza comunii, le aducem la cunoștință despre ce e vorba. Când au o licitație cu o parte, să îi se aducă la cunoștință agenților limitele care spuse pe zonele respective. Atunci fiecare... Și părerea mea ar trebui revăzută și o taxă de viață. Păi, depășirea... Cum? Nu. Peste tot se pretinde taxa asta de piață. Nu mă lăsa. Dacă îmi permiteți, am văzut luate hotărâri prin care depășirea limitei de tonaj se poate stabili o taxă. Păi da. De exemplu, are două, trei curse de făcut care depășesc. Că, doamne, sunt lucruri care, nu, știu eu, are de transportat ceva. Și alea se plătesc. Aici există normative care respectă, adică depinde de drum, de calitatea drumului, e macadam, e asfalt, depinde din ce. De aici începe prima dată treaba. Deci trebuie să apelez la o instituție care îți dă prima dată tonar, dacă poți să-l pui acolo. Constructorul care a construit asfaltul, cât o... N-o dat o limită de tonajul. Dar cum sunt? Deci constructul. Trebuie să fie prevoțul. De ce nu s-a afișat aia? 7,5-100%. De ce nu s-a afișat limita aia din prima? Deci indicatoarele care au fost prevăzute atunci la proiect au fost afișate. Asta trebuia din prima dată. Păi dacă constructorul asfaltului a zis 7,5 tone, păi atâta să fie. Atâta să fie. Să fie și să se amplaseze și doar. Când ne după constructor trebuie să mergem. Am înțeles. Părerea mea personală. Noi locuim în zona respectivă, drumurile... Vreau să vă la pentru cei care fac asfalt, că rost, de exemplu, să faci asfalt, să fie de la început pus. Nu numai pe de asfalt, poate să vorbim, că și drumurile forestiere tot am luat să sunt. Și mai slabe sunt ca asfaltul. Vreau să vă spun aici, am o întrebare. Se poate o întrebare. În proiectul hotărârii care domnul viceprimar, inițiatorul, ce prevede, ce ați prevăzut, care ar fi... Ideea că noi putem să acceptăm sau nu acceptăm sau amânăm sau depinde ce o să ajungem la urma lumei, la ce concluzie, dar ce prevede? Că discutăm noi aici, dar despre ce discutăm? Asta am văzut. Discutăm ca să lucrăm la proiectul ăsta pentru stabilirea la niște limite de tonaj. Încă nu sunt stabilite nimic în proiectul respectiv. Nu, pentru că ideea e, n-am stabilit, dar trebuie de fapt să o aduc în discuție dacă suntem de acord în principiu. În prealabil. După aia vom lucra și să vedem atunci pe specialiști care cunosc, să vedem și podurile care le avem, drumurile care le avem și să facem, pentru că va trebui stabilit pe fiecare sat în parte, dacă vom lucra la... Am înțeles foarte bine. Eu vin cu propunerea ca să avem o taxă pe metru cub. De exemplu, dacă vorbim de lemn, așa. Să avem un metru cub. Luăm autorizațiile care sunt în vigoare și de la OSE Dimeș Făgeți, și de la OSE Frumoasa sau de la OSE Dămuc sau oriunde ar fi, și să stabilim un preț pe metru cub. Metru cub.
Și atunci când vine omul că a luat sau a fost, de exemplu, își trimitem niște înștiințări la ocoalele respective care sunt pe teritoriul comunei. Ei trimit automat când au vândut partidele respective, trimit o adresă la Comuna Dimeșcăre, la Consiliul Local. Uitați, asta sunt autorizațiile pe anul ăsta sau pe semestrul ăsta. Și atunci luăm. Autorizația respectivă prevede 500 de metri cub. Ori atâta metru cub de preț. Ai mare dreptate. Din... Dar înseamnă că îl pune aceeași metru deodată pe mașină dacă vrea. Nu. Nu are treabă. Avizul și când două lucruri diferite. Păi, două lucruri diferite, dar eu v-am înțeles. Eu v-am înțeles, dar, de exemplu, drumul ăla tot se strică. Atunci trebuie reparat. Din ce să reparăm? Asta e ideea, să fie încasat și niște bani. Că, bine, toată lumea nu poate să ia o mașină de 7,5 tone să cară numai cu el. Atunci... Nu, dar trebuie obligat. Bine, obligăm, dar ce punem în loc? Da, trebuie să. Și e obligatoriu nu numai care nu sunt de aici din comună, adică din comunele vecinătăți sau poate să fie și de la Mercuriașu sau de la Comunești. Nu e nicio problemă asta. Dar atunci trebuie să respecte și oamenii, adică agenții care stau pe raza comunei Dimeș-Făget. Obligatoriu. Că nu putem să facem alegere. La unul se poate și la cealaltă nu se poate. Nu, tot. Nu se poate face. Asta mi-e părerea mea. Aici văd că nu-i completat la total maxim autorizat la limită. Păi de... nu, pentru că asta am stabilit. Deci să zicem, să vedem o discuție. Dar nu putem, mă scuzați, nu putem să trecem peste, cum a spus constructorul, a făcut asfalt, deci el are o limitare de tonaj. Aia noi trebuie să o respectăm. Nu putem să o depășim. Așa este și pe de altă parte are garanție 5 ani de zile. Mi se pare că nu. Da. Deci, după 5 ani de zile, începem să reparăm noi, dar până... Dar dacă noi nu am respectat hotărârea ce a dat constructorul, noi suntem de vină, adică el garanție nu putem să luăm de la el, adică el nu poate să mai facă lucrări pe drumul ăla dacă noi nu am respectat ceea ce ne-a impus. Domnule consilier, ideea e în felul următor. De exploatat să mai exploatează, mașinile mari circulă, ar fi ideal ca să se încaseze o taxă, ca să se folosească pentru că la un moment dat drumurile există, reparații vor fi necesare și totuși să intre în bugetul local o mică parte, nu știu, o treime, nu? Și tot e bine. Dar dacă luăm în sensul ăsta ca să zice să reparăm, putem să facem și un caz. De exemplu, colul nostru are vânzare anuală de 20.000 de metri cub, să zicem, sau de 30.000 de metri cub. Dacă îl socotim cu 10 lei metri cub, ăla e deja 300.000 de lei. Dacă luăm și alte ocoale care au pe teritoriul nostru, mai se adaugă încă vreo 5.000 de metri cub, încă 50.000, ar veni vreo 350.000-400.000, din care s-ar putea repara drumurile respective stricate. Doar din taxa de piaj. Da. Dacă socotim cu 10 lei. Nu e neapărat cu 10 lei. Putem să luăm și 20 lei. Cu 5 lei. De exemplu, putem să luăm și cu 20 de lei. Vă spun un singur lucru. Noastră acum, deci noi putem stabili o sumă care să fac un proiect de hotărâre de suma respectivă și o să mă ocup aici de... Tonajul. O să mă ocup și de treaba cu tonaj. Dacă am acceptul noastră, v-am spus, pe fiecare sat în parte, astea trei sate. Am înțeles, cu tot ceea ce a fost prins în proiecte, dar noi... Cine avea obligația să monteze indicatorul ăla de limitare de tonaj? Primăria sau constructorul? Constructorul ce a fost prins, atâtea au fost prins. Și recepția lucrării, cine a semnat-o dacă n-a fost pus indicatorul ăla? Dacă vă duceți pe Tărhăuș, o să vedeți... Nu mă refer la Bolovăniș. La Bolovăniș? N-a fost pus niciodată indicatorul ăla de limitare de tonaj. Nu a fost prins. Și normal ar trebui pus în gura Bolovănișului. Cei prins în studiu, să știe oamenii, pleacă spre Rechitișul. Cei prins în studiu de fezabilitate, domnii consilieri, eu am o propunere. Punctul ăsta nu că e sensibil, ar trebui discutat mult pe el. Nu știu, nu sunt, părerea mea este că nu suntem pregătiți pentru punctul ăsta în momentul de față. Putem să dăm noi un accept pentru demersurile făcute, dar acum putem să discutăm și 3 ore sau 5 ore și clar nu o să iasă nimic. Părerea mea personală. Ar trebui să fie discuție mai amplă și cu ocolul Silvii, ce
Păi, dumneavoastră, dacă data legătură să trecem prin gestul verbal, eu voi face treaba asta. Și împreună pot... Că aici putem să discutăm până diseară pe tema asta, că fiecare are o părere și nu cred că ajungem la concluzie. Eu trebuie, concluzia știți care trebuie să fie? Până acum, dacă n-a fost, n-a fost. Dar trebuie de acum în continuare să fie o taxă. M-am spus, să fie un venit pentru că încerc... Foarte bine, cu venitul sigur ajungem la concluzie. Dar cu tonajul ce discută și ce au zis și colegii, cu tonajul că nu am ajuns, că uitați, pe drumurile naționale e permis 20, 22, 24 de tone. Pe drumul ăla nu putem să permitem, atunci trebuie să luăm și după axul mașinii. Are una, două, trei, cinci axe, șase axe, de exemplu. Trebuie să ne gândim foarte clar ce facem, cum facem, că nu putem să facem pentru unul e bun, pentru cealaltă nu e bun. Adică trebuie să ajungem la concluzie că, uitați, pe ax permitem atâta tone. 4, 5, 3, 2, 1, depinde câte tone. Și discuția asta trebuie să fie făcută și prins un proiect de hotărâre separat. Părerea mea personală este, trebuie să întrebăm constructorul. Avem porțiuni, domnule, am înțeles. Avem constructorul, el poate să zică, domnule, 5 ore, 3 ture. Avem porțiuni unde avem asfalt, avem porțiuni unde n-avem asfalt. Sunt cum să vezi acum să zică? Nu, domnule general, deci eu mă refer numai la asfalt. Acum asta m-am referit acolo. Nu, nu e vorba deci, părerea mea, constructorul, el știe, domnule, ce a făcut. Dar proiectul e prevăzut de ce a făcut. Dar deja e prevăzut de ce a făcut. 3,5 tone. Atâta îi permite. Și pe Târhăuș, și pe Bolovăniș. Pe ax. Soare de doamne. Pe ax. Normativele se calculează pe axe. Pe ax. 100%. 3,5 tone pe ax. Constructorul se va termina. Nu e nicio problemă. Dăm o comandă și atunci și pe tablă. Dar asta nu e încă rezolvat treaba. Tabla respectivă. Cum facem cu cine depășește și cum au zis dânsul. Noi avem o problemă și v-am spus de la început. Deci e vorba de transportul materialului lemnos, buștenilor. Aici trebuie să fim cu mult mai... oricum aici va fi un proiect separat pe chestia asta, pentru o taxă de peaj. Poate că nu sunt aceeași. De exemplu, 3,5 tone... Nu există o remorcă care să se încadreze în 3,5 tone. Mai ales la buștean. N-are cum. Numai Ciucăruța. La limitare tonal. Dacă luăm în calcul constructorul ce ne-a zis. Și pe Târăuș și pe Bolonis. Acolo nu se încadrează niciun fel. Bine. Atunci eu supun la vot inițiativa asta sau proiectul ăsta de hotărâre. Cine este pentru? V-am spus pentru ideea că pe urmă o să fie puse într-un proiect. Pentru proiectul ăsta putem să aplicăm, dar pentru ce? Pentru demersurile făcute în... Demersuri, da. În continuare, vom face demersuri. Și o să fie o discuție mai amplă în ședința viitoare. O să fie propunere pe ordinea de zi. Pentru un proiect de hotărâre concret la subiect, pe sume, pe valori. Pe sume, pe valori, tot va trebui un proiect aparte. Așa, dar oricum trebuie și camera. De unde știi cine a venit sau când urmărezești? Vom găsi, să avem prima dată și pe urmă vom decide ce facem mai departe. Suma se poate aprova când aprobăm impozitele pe anul 2019, ca o taxă. Deci, ce? La impozitele și taxă. Da, suma de... Da, proiect de hotărâre aparte, deci va trebui făcut pentru. Cine este pentru? În unanimitate. Deci, cu ăștia mai departe să o lăsați. Deci, v-ați zis, doamnă, cu doamnă director, aici aveți hotărâri. Deci, introdus în regim de urgență, nu? Da. Ordinea de zi. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului FAR didactic destinat activităților practice și centru de pregătire profesională pentru adulți, precum și cofinanțarea proiectului în procent de 2% din valoarea proiectului de către Consiliul Local al Comunei Ghimeș Făget. Doamna directoare, dacă puteți să ne prezentați, dăm citire curs. Dacă permiteți, înainte de a lua doamna să ușureze puțin munca dumnei, ce ține de partea de pregătire a proiectului de hotărâre, trebuie să mulțumesc oamenilor care au făcut parte din comisie,
pentru un țărân. Domnul vice, domn primar, vreo 3 zile s-a lucrat la acest proiect de hotărâre. Pentru că suntem în limita celor 30 de zile, dacă nu am și depășit, timp suficient de a pregăti dosarul care să participe la concurs pentru obținerea celor 100.000 de euro. Deci asta e partea mea, că eu ca bărbat am fost prezent la fiecare. Mulțumesc consilierilor, domnul vice, domnul primar. Acum doamna e la dispoziția dumneavoastră. Că lucrăm la acest... Ce vrece, da. În ce costă proiectul, da. Proiectul numit Parc Didactic destinat activităților practice are două părți. O parte de îmbunătățirea infrastructurii educaționale, investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe de învățare pe tot parcursul vieții, și creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții. Proiectul constă în reabilitarea, extinderea și modernizarea clădirii Liceului Tehnologic Făgeri. Ați avut acolo, am înaintat proiectul. Pe lângă aceasta este vorba de a se construi o linie tehnologică nouă pentru activitățile practice, pentru practica elevilor. O linie se poate construi pe... preparare băuturi rocoritoare sau fabricarea produselor din lapte sau conserve din legume, fructe. Pe lângă acestea, este o hală pentru dotarea cu utilaje ce sunt necesare pentru agroturism, domeniul în care sunt pregătiți elevii noștri, tehnician în agroturism pentru elevii de liceu și lucrător în agroturism pentru cei de la învățământul profesional și tehnic. Avem aici câteva exemple de utilaje. Apoi este vorba despre un simulator utilaje agricole și auto, un simulator examen legislație rutieră. Elevii noștri au așa ceva în programa școlară și mai are ca parte componentă construirea unei pensiuni agroturistice cu 8-10 camere, o pensiune modernă care să fie deservită în totalitate de elevi. Ei să se ocupe de prepararea hranei, de tot ce ține de... Și intră în circuitul. Da. Și intră în circuitul turistic normal. Avem aici dotări ale laboratoarelor cu sisteme moderne. Proiectul este cu finanțare europeană și contribuția primăriei este de 2% din valoarea proiectului. Suma de 800.000 de euro, 835.000 de euro este suma maximă. Pentru că cel care realizează proiectul Constopaze din Timișoara vine la fața locului, o să vadă ce punem noi la dispoziție și la fața locului se va constata ce avem nevoie, ce spații trebuie extinse, ce spații sunt, există, da. Deci nu mai cheltuim pe ce avem. Sigur că da. Asta e suma maximă. Ce trebuie demolat? Da, ce trebuie demolat, ce trebuie făcut. Da. Trebuie demolat. Adaptat. Sigur. Terințele. Da. Da. În mare, da. Dacă îmi permiteți în completare, doamne director, să știți că liceul de la Ghimeș, clădirea de la Ghimeș a liceului, a dat temeiul de Consiliul Județean și va fi luată în administrația Comunei Ghimeș Făgeri, cu titlul gratuit, bine? În proprietate. Așa, și vom avea una asta, care vine o licitație, o proces verbal de luare primă. Asta e bine. Înseamnă că se poate acoperi. Că e al nostru. Da, asta e foarte bine. Poate investi. Se poate investi, da, e corect. Se poate investi, da. Cine este pentru?
mulțumim, mai aveți și altul? Mulțumim foarte mult. Aș completa, aveți, de fapt, un document, e foarte bine specificat. Noi sperăm că acest proiect are un dever de acut din partea Consiliului Local, poate să participe, la, la concurs. Noi sperăm că va fi câștigător și putem aduce 800.000 de euro în comună. Ceea ce este foarte important de subliniat, precedat ca activitate de proiect, e și proiectul ce a stabilit Liceul Tehnologic cu Hodnozu Vasarai și cu Universitatea Szeged din Ungaria. E în document acolo, domnul președinte, se poate verifica. E un pas uriaș, deoarece, și aici vă rog să vă gândiți cât mai sunteți dumneavoastră în activitate, în calitate de consilier, oricând, la orice oră, cei doi parteneri al Liceului Tehnologic sunt dispuși în orice proiect. Chiar și în proiecte în care suntem implicați doar trioul acesta, Liceul Tehnologic, acea întreprindere cu Dumnezeu Gozdov și Universitatea din Szeged. Ne-au asigurat acești oameni, decanul facultății, respectiv directorul general de la, e una din cele mai mari centre agricole, că oricând putem să abordăm un proiect de dezvoltare și noi să fim beneficiari, respectiv Consiliul Local și implicit Liceul Tehnologic din Făget. E un bărbat, sunteți mai mulți bărbați, doamnelor, mulțumesc foarte mult, ați creat pentru noi un zâmbet astăzi, mergem să transmitem unda verde din partea domnilor voastre. Mulțumim foarte mult, să dea Dumnezeu să ne vedem la un par de șampanie în momentul în care vin cei din... Și avizul favorabil. Avizul favorabil. Și noi vă mulțumim, mulțumim. Pentru că tot am venit și spre cunoștința dumneavoastră, aș vrea să vă spun în legătură cu practica care s-a desfășurat în Ungaria și care urmează să se desfășoare în continuare. Noi am primit și de la Inspectoratul Școlar acțiuni de practică desfășurate în Grecia, în Elveția, în Suedia. Să știți că practica desfășurată cu Ungaria este cea mai avantajoasă dintre toate. Pentru că în Grecia, de exemplu, copiii pot merge să facă practică, dar li se cere minimum 3 luni de zile, 3 luni sau 4 luni, pentru care li se ia din start un fond de garanție de 190 de euro pe care trebuie să-l plătească părintele și care la sfârșit nu li se dă înapoi. Iar suma maximă ca să stea, deci, ori 3 luni, ori 4 luni, asta este condiția, li se dă 250 de euro pe lună maxim. Pe când copiii noștri au primit aproape 2000 de lei în funcție de cum s-a implicat fiecare pe 3 săptămâni. Ceea ce... Cea mai avantajoasă. Cea mai avantajoasă. Transport, cazare, transport, da. Cazare rămasă transport, gratuit. Transport, cazare rămasă totul gratuit. Da, da. Și limba. Da. Măcar... Și limba da, pentru mulți dintre ei. Ei da. Și limba. Absolut a fost un avantaj. Sigur. Și noi dorim să continuăm. Sunt, mai ales că ne-au primit cu atâta bunăvoință și vor să continue cu noi. E super. Mulțumim frumos și Dumnezeu să dea să se înfăptuiască proiectul ăsta, într-adevăr, să avem un liceu european în comună, ar fi să dea o mare realizare. Bună ziua, la revedere! Da. E greu. Deci trecem la punctul numărul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind sistemul de iluminat public pentru Comuna Ghimeș-Făget, sat Făget, județul Bacău, inițiatorul viceprimarul Comunei Ghimeș-Făget. În ce costă, domnul viceprimar? Dar vrem să schimbăm toată rețeaua de iluminat public pe lângă drumul național, DN12A, începând de la intrare în comună dinspre Palanca până la ieșire înspre Lunca de Jos, intrare în județul Arghitar.
Deci vor fi becurile alea care am văzut aici pe porțiune? Vor fi becuri care sunt 10 becuri care sunt date pentru probă, spuse sus, ați văzut poate porțiunea, dar alea spuse din 2 în 2 stâlpi. Acum va fi pus exact același lămpi, dar pe fiecare stâlp. Pe lângă drumul național, lămpile care existente... În rest, nu se poate și pe drumurile... Păi nu, lămpile existente... Măcar tot așa mai... Lămpile existente, ca ceva la vreo 100 și ceva de lămpi, care vor fi bune, le vom pune în salte, pe salte. Valoarea investiției suportă... Este pentru fonduri europene, proiectul. Valoarea eligibilă a proiectului este de 162.418 și valoarea neeligibilă de 32.964. Care suportă primăria. Da, care suportă primăria. Da, s-o dat la sesiuni, noi zilele astea depunem cererea pentru finanțare, se va duce la fier la Iași, va fi discutat și aprobat. Proiectul e făcut prin GAR. Sperăm, adică 100% eu sunt convinsă că... va fi eligibil și pentru noi. Bine, mulțumesc. Mai are cineva ceva de adăugat, vă rog, ce spun? Cât mai repede se facă. Să pun la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Dacă, mă scuzați, dacă suntem la capitolul iluminat, nu știu, vă rog să luați legătura cu băiatul care se ocupă, că vei volumăniș. Acum au fost luate materiale și da, trecem la punctul numărul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30.000, am înțeles că în ordinea de zi nu scrie, de la bugetul local pentru organizarea târgului de Crăciun din 2018 cu sprijinul Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făgeți, inițiatorul civilul al Comunei Ghimeș-Făgeți. În colaborare cu... Gal, Valea Muntelui. Da. Și doamna director chiar, da, puteam să... Ca și doamna director a zis că vine și școala ca și partener. E bine, că oricum a fost și anul trecut. A fost și anul trecut, dar de asta în anul ăsta am pus mai din timp, să știm, trebuie stabilite clar acolo premii, vor fi niște premii, vor fi care vor fi pentru participanți, pentru copii, că ei vor fi. Pentru câștigători. Pentru câștigători, pentru că acolo eu vor fi împodobirea, împodobirea bradului de Crăciun. Atunci vor fi colindători, la care fi grupuri de colindători la care trebuie să îi tratăm ca atare. Păi, cadou. Trebuie invitat, adică liceul tehnologic a anunțat că... Noi trimitem invitație în urmă după ce să... Trebuie trimis invitație și la domnul. Către ambele școli. Păi cum au fost anul trecut? Ca să vină și ei cu... Ambele școli au participat cu ce vor dă. Acum, dacă tot avem onoarea de a, să avem televiziune aici, și, poate ne fac și dăm și un pic de publicitate referitor așa la târgul de Crăciun care va avea... Data când va fi organizat treaba asta? Va avea loc, data va fi înainte de sărbători 23 sau 22, sâmbătă, nu știu cum zice. 22-23. Decembrie. Vor fi două zile. Unde o să fie ținut? Cred că tot jos la terenul de fotbal, la Turită Fabrică, acolo avem grupuri sanitare, un pic de condiții mai bune. Aici aș avea ceva de adăugat. Foarte bine, este loc acolo destul, dar să încercăm să nu mergem pe teren. Că anul trecut n-a fost zăpadă și s-a băgat pe teren și tot anul ne-am chinuit. Tot anul ne-am chinuit, am încercat să fie, primăria a trimis jos și ăsta, utilajele ca să reparăm la loc.
Dar e foarte greu ca să reparăm din gazon. Este loc destul și în spatele terenului, și jos lângă grupul sanitar, adică unde e construcția. Da, jos acolo este un teren, cât aproape un teren de fotbal și acolo. Și încercăm să facem acolo, părerea mea personală. Să fie protejat terenul de fotbal. Da, terenul de fotbal, dacă se poate. Noi am vrut să aducem aici în zona unde e pusă piața. Dar ce vreau să vă spun, aici nu avem grupul sanitar. Acolo este. Spațiul nu-i mic. Să știți că ne-am uitat și n-ar fi mic spațiul. Problema grupurilor sanitare, să știți. Avem căminul cultural, totuși e o distanță. Între, nu? Mă șansă totuși să fie pe partea totul acolo jos la Ghimeș. Dar trebuie făcut acolo. Oricum trebuie acolo. Dar nu, locul este perfect. Acolo avem lumină, avem iluminat public, adică trebuie întoarse reflectoare trebuie întoarse către către terenul respectiv și nu avem nicio treabă acolo. Da. Este lumină, este cald, se poate face, că așa am înțeles că și anul trecut s-a făcut. Cald înăuntru, avem două încăperi mari unde se poate discuta și avem mai multe grupuri sanitare. Da, grupul sanitar, baie avem acolo tot. Trebuie să spunem. Cine este pentru? În unanimitate, nu? Da. Trecem la punctul numărul 4 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, precum și a listei de investiții. Inițiator, primarul Comunei Ghimeș-Făget. Doamnă contabilă, la rectificarea bugetului este vorba despre suma care am primit-o în urma solicitării avansului pentru proiectul care îl avem cu Interhăuș. În primăvară speram să ne apucăm de el. Acum se termină documentația toată, că a durat foarte mult pentru că am avut contestații foarte multe. Și la urma urmei a câștigat cineva? Cine a câștigat? Deocamdată nu știm, nu suntem siguri. Deja s-au mai cerut iar solicitări și iar așa, să vedem. Ni s-a zis că s-ar putea să fie xilopalul, dar toate sunt discuții cu... Dar cine și ce a contestat, că ăsta nu știm despre ce era vorba, cine a câștigat inițial sau cine n-a câștigat? N-a câștigat nimeni n-a câștigat, au fost 5 firme. Pe parcursul licitației, în funcție de cine are cel mai convenabil preț, deci în funcție de documentația noastră care a fost depusă, Și dialog, da, care a avut cel mai bun preț, tot au fost pe parcurs scoși din competiții. Și acum, în ultimă fază, a rămas Conex Trust-ul cu xilopalul. Deci Rustransul, cum ar veni. Da, Rustransul, da. Ei, acum iar s-o mai că Conex Trust, Rustransul, sau cum îi zice, era problema de transportul, pe câte am înțeles eu, a cimentului. Sau materialelor de construcție. Ei îl aduceau, nu știu de unde, de la vale, de către ajut dincolo, pricând xiloparul ziceau că îl aduc de la Miercurea Ciu. Aici să tot bat acum, să vadă care câștigă, care nu câștigă. Deci pe ultima sută de metri cum ar veni. Așteptăm să ne dea verdictul care-i cumăs. Dar treaba asta nu primăria, deci... Nu. Pe SICAP. Totul se publică pe SICAP, e licitație, sistemul, deci noi nu avem nicio influență asupra nimănui. Am înțeles. Și avem șanse să avem contestări la primăvară. Acum se termină. În momentul când s-a terminat, iese câștigător un constructor, nu știu care va fi, după care noi să dăm ordinul din începerea lucrărilor și pleacă la treabă. Am înțeles. Da, și am cerut avans ca să avem cu ce pleca la drum, care e vorba de 2.142.211. Deci eu bugetul l-am rectificat cu suma asta care am primit-o. Că am primit-o la partea de venituri în 43.03.31 TVA-ul și în 43.03.01 suma fără TVA. Adunate cele două sume în 2.142.211, care am trecut-o la partea de investiții, la capitolul 84-58 fonduri europene. Eu când o să încep să decontez lucrările, le decontez de acolo. Și am mai rectificat suma, am luat de la 51.20.30, de la cheltuieli materiale, ăia 30.000 care ați aprobat dumneavoastră acum pentru trecut de Crăciun,
și am pus la 60 03 07 20 30, pentru a veni și noi cu amenajarea spațiului, cost mai trebuia să făcut pe acolo, vedem cum galul cu cât participă, că am înțeles că galul o să dea premiile pentru copii și noi să venim cu partea de amenajare, cu cheltuielile pentru amenajare. 30.000. Și am mai prins la partea de investiții, am luat de la cetatea Rakoții, că deocamdată suntem blocați și acolo pentru avizul de la culte. Încă nu ne-l dau, mai trebuie modificate, făcute, așa. Și am zis că tot nu putem face absolut nimic, acolo la lista de investiții am avut 100.000 și am luat de acolo și am dus pentru iluminat, pentru a putea plăti cheltuielile pentru depunerea proiectului cu iluminatul public, care e în afir. Atunci la cetatea Rakoții n-a rămas niciun leu pentru treaba aia, eventual? Deci am lăsat acolo, am lăsat 70.000, am 20.000 pe investiții, dar dacă, acum suntem noiembrie-decembrie, da. Deci în sfârșitul anului. Așa nu se poate acolo. Da, păi de asta am zis. Și am luat de acolo și am dus în partea cealaltă și terminăm cu documente. Durează foarte mult, nu știu ce asta. Și ne-am gândit, am discutat cu cineva, fiind an centenar. Am zis așa, să depunem o cerere, să obținem fonduri europene. Pentru? Pentru cetate. Că este monument istoric. Încercăm. Încercăm și așa. Dar asta o să dureze foarte mult. Adică, cum era gândit înainte cu... Dar banii, eu cred că sunt aproape. Dar nu-i vorba, de asta. Noi pentru 200.000 de euro sau 100.000, acum începem cu proiectele și... Nu, dar... Că ăla durează încă 5 ani. Aici am avut și autorizația, trebuia să aveți grijă de autorizația aceea, nu să pierdem... Era contractul făcut cu constructorul. Constructorul. Da. Era cât? 100 și ceva de mii de euro? Era terminat până acum, dacă nu era probleme de... Atunci mergem cu banii din buget, Mergem mai repede. Eu după cum știu, s-au adunat undeva ceva bani, strâns deja sunt. Știu, sunt acolo. Bine, dar noi am avut o hotărâre ca Consiliul Local, că acceptăm cine vrea să dea donație, noi pe baza de donație o să acceptăm banii respectivi. Și o să vin bani. Da, o să avem și un buget, nu-i problemă. Asta era o hotărâre de Consiliu cu care... Putem să acceptăm pe bază de donație... Să deschide un cont, s-a făcut pentru a se deschide un cont, arată să... Și să ce sunt din donație și cu banii noștri de la Consiliu, o să face. Mai sunt întrebări la acest punct. Nu mai știu dacă începem cu proiectul european eliminat. Eu am dat o părere, deci noi am bătut-o în cuie că gata, mergem pe proiectul european. Acolo atunci contul ăla a rămas cam 70.000 de lei. Am dar nu e problemă, v-am zis că banii îi putem. Trebuie să mai luăm legătura cu domnul Deache, că știu că are ceva strâns. Da, sunt la dânsul, deci noi nu am umblat la banii. Să vedem ce sumă are acolo, dar care să vireze, la primărie. Să vireze la primărie, în contul primăriei. Și în afară de avizul de la culte, ce avize mai trebuiesc? Ăsta ne trebuie de la culte. Și de ce întârzie, doamna, ați întrebat acolo, de ce întârzie cu avizul ăsta? De la mediu avem aviz. Odată, adică până în martie sau mai am avut, acum de ce se mai se gândesc că tot ei au dat și înainte avizul respectiv? Păi, dar nu știu, tot ei l-au dat, adevărat. La proiectul ăsta s-a schimbat soluția la acoperiș. Știți că era cu acoperișul ăla de sticlă. Sticlă, da, am înțeles, da. Și s-a modificat proiectul cu alt fel de acoperiș. Ei, acum am înțeles. Dar nu sunt sigur, am zis că trebuie să mergem cu domnul Viciu, să facem un drum de București, cred că sigur. Problema e că abia acum, deci noi am trimis solicitare, abia acum am aflat că se întârzie și am zis că mergem să discutăm, să vedem care e treaba. Dar la Ministerul Culturii trebuie. Da, Ministerul Culturii, da. Am mai făcut și tu la trecută. Este înregistrat, absolut tot. Și tu la trecută, vreau să vă spun că de la... Vreau să vă spun, deci tu la trecută de la A la Z am fost și am obținut. Da, asta zic că odată a fost obținut. A trecut acum 5-6 luni de zile, a expirat autorizația de construcție. Acum, de ce ne mai ține? Că am depus, am făcut demersul, am depus pentru noua autorizație, nu cred că ar fi o problemă. A făcut atunci săpături. Păi nu, dar ceva nu s-a construit acolo, nu s-a investit. Nimic.
pur și simplu a expirat documentația până când s-a făcut licitația. Acum nu ar trebui să dureze încă 2 ani de zile, părerea mea personală. Eu, dar vă dați seama, și eu tot la fel zic. Și acolo investiție, ar fi necesară, că vedem în fiecare an vin mai mulți turiști și ar trebui să băgăm și o taxă acolo, dacă noi am investit acolo, să aducă un beneficiu comunei. Dar până ce nu avem ceva făcut, o investiție normală, frumoasă, ceva făcut, nu putem să cerem de la oamenii care vin de la turiști să plătească pentru ce. Să facă ce. Înțelege? Prima dată trebuie să facem și atunci la vot. Proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului. Cine este pentru? Este o sursă de venit pentru populație. Cine este pentru? Împotriva, abținere, unanimitate. Pe care nu dorme. Trecem la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 de lei pentru parohia ortodoxă Ghimeș-Făget, inițiată primarul comunei Ghimeș-Făget. Doamna contabilă, tot la da, e vorba despre sumele care le-am aprobat la rectificarea de buget, către 50.000 pentru parohia romano-catolică și 50.000 pentru parohia ortodoxă. Acum, parohiile au venit cu solicitarea sumei că au nevoie de această sumă, au venit cu deviz de lucrări, cu cerere și am dăm hotărâre ca să le pot da drumul la bani. În momentul, după ce le-am dat drumul la bani, ei vin cu justificarea banilor care iau în baza facturilor și a... Am înțeles. Deci cine este pentru? Unanimitate. Trecem la punctul numărul 6. Același lucru pentru parohia catolică. Da. Acum la vot. Cine este pentru? Potrivă, obține unanimitate. Deci punctul 7, 8, 9 s-au scos. Trecem la punctul numărul 10 de pe ordinea de zi. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unei suprafețe de cât? 16 metri pătrați plus hol? Cât considerați din hol să mai... pentru coafor. Așa, de 16 metri. Deci o venit cu încăperea respectivă în care va funcționa coaforul are 16 metri pătrați, cât considerați... În incinta sediului primăriei vechi pentru desfășurarea activității de coafor. Nu și așa trebuie pentru intrare, că noi dăm 16 metri pătrați, dar... E comună. Undeva plus, pe asta am spus. E comună. Nu considerați că îi mai adăugăm pentru... Da, e obligatoriu ăsta. Ce să fie obligatoriu? Intrarea. Că dacă noi dăm, de exemplu, un spațiu pentru cineva, suntem obligați să dăm și acces, nu? Da. Și nu intră în taxă. Nu intră în taxă. N-am trecut. Părerea mea nu ar trebui să intră deci în taxă de chiriere. Rămâne că n-are nicio legătură. Avem un hol, chirie spațiul ăla, bineînțeles. Holul ăla se folosește în comun, nu? Păi cu celălalt. Și la stomatologie și... Deci Curtea de conturi, când a venit și a făcut verificări în anii precedenți, tot timpul s-a legat de ce la stomatolog, de-aia există și un act adițional pentru mărirea spațiului stomatologului. Nu e vorba doar de încăperea în care funcționează el ca și stomatolog, e vorba și de sală de așteptare, acel hol unde lumea stă și așteaptă. Da. De-aia am adăugat și holul. Păi punem încă 2 metri pătrați. Păi mai puneți 2 metri de hol, sau cât e de lung holul cât trebuie să facem? De limită. Nu are să e holul la comun. De la holul comun. Și răpărțiți în două. Curtea de conturi s-a legat de treaba asta. Da. Deci dacă n-ar fi fost un precedent, n-aș fi băgat ceva în plus. Atunci pune bofus. Deci de 18 metri. Total 18 metri pătrați, da? Da. Pune la plus. Să fie... Deci tu pune la vot. Așa, aici am proiect de hotărâre. Nu e prevăzută suma, metri pătrați, am înțeles 18, nu corect exact. 10 ani, prețul de închiriere va fi de... Suma nu trebuie să... Nu? Ba da, puteți să o stabiliți. Minimul este de 2 euro pe metru pătrat. De asta trebuie. Cât? Minimul 2 euro pe metru pătrat. Da, e mult. Pe an. Am crezut că pe lună.
2 ori 18. 36 de dolari pe an. Minim. Deci minim. Stabilează de șor. Deci merge să rămână. Supune la vot. Păi pe minim. Dacă găsim și o bancă care să vină, atunci trebuie să dăm și pentru el un discount sau ceva ca să vină aici. Sine. Și pentru una degeaba ridicăm prețul și pentru cealaltă coborâm prețul. Am înțeles. Deci va fi un preț de 36 de euro. Da, dar banca are altă. Banca îi vin cu ofertă din prima. Asta e cel mai mic minim. Să fie aici, că vedeți că fiecare săptămână trebuie să primim. Discutăm o problemă atunci despre banca, nu? Tipul. Deci cine este pentru? În unanimitate. Împotriva, abțineri. Trecem la punctul numărul 11. Diminuării pagubei pădurarului Crăciun Augustin, gestorat Canton 4, Sulcena, Urmare, inițiator din Oră Comună. Aici este vorba despre paguba constatată de către inspectorat, a studiat proiectul, și avem niște liste. Deci, proiectul de hotărâre aprobarea diminuării pagubei pădurarului Crăciun Augustin, gestorat Canton 4, Turcerea, Urmare. Primar Comunei Ghimeș, Făgeș, Județ, Bacău, având în vedere actul de inspecție numărul 3221 pe 24-11-2018, raport numărul 2018, scrie aici. Da, da, cred că e 11-17 trebuie să fie. Da. Păi nu, așa scrie aici. Știu, da, aici. Ce-a scrie? Eu am citit ce nu. Raport, raportul numărul 4395 pe 13-08-2018, asta e bine, cred că... Privind deci HC numărul 715 pe 2017, privind aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. Legea numărul 46 pe 2008, privind codul silvic, republicată cu modificările și completările ulterioare. Statutul și regulamentul de funcționare a RPL OSE Ghimeș FGTRA, în temeiul dispozițiilor articolului 36, articolului 45, alineatul 1 și articolul 115, alineatul 1, litera B, din legea numărul 215 pe 2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare, hotărăște. Se aprobă diminuarea pagubei pădurarului Crăciun Augustin cu suma de 60.955,75 lei cu TVA. Articol 2. Prezenta hotărâre se comunică Institutului Prefectului Județului Bacău, repede o să îi meșfăce și primarul comunei. Comune. Către mâine, solicitam. Citești? Nu. Asta e adresa mea către un lucru prin care am solicitat proiectul hotărârii, asta e cererea. Asta e prea complicat să știi. Aș fi cererea domnului. Spuneți-o în multe ani. Cât este valoarea totală a pagubei? Cu ce chit? 6, 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
Da. Aici aș avea o întrebare. De valoarea lui, mai mare, de valoarea lui. Proiectul ăsta și cu pădurarii, și cu gestiunea, și cu lipsurile. Până acum n-am avut așa ceva în Consiliul Local, după știrea mea. Foarte bine, ajutăm pe om, pe domnul Crăciun, dar cu restul ce se întâmplă? Că mai avem încă câți pădurari mai avem la Ocol angajați? Încă 8. Și valoarea pagubei în total cât, la cât se ridică? Și încă plus ce am auzit că a fost un control extraordinar dincolo, vorbesc de sume de miliarde. Miliarde. Cu ăla ce o să fie? Vreau să mergem în urmă. Să mergem în urmă.
Dar bine, dar dacă la unul am șters datoria, la cealaltă de ce nu ștergem? De ce facem ca unul pentru unul beneficiază de treaba asta de consiliu, adică de hotărârea de consiliu? Și de exemplu, domnul Corci, de ce nu beneficiază? Sau de N-am depus lemnul lângă părâm. Nu pot justifica că am pus lemnul în stabiluire. El zice că a pus lemnul lângă părâm. Păi, dar de 60.000? Adițional. El a venit... Că după aia vine cealaltă pădurar și are 20.000 sau 100.000 pagubă și pentru el de ce n-am diminuat și pentru domnul Crăciun, de ce? Dânsul s-a pus toată suma care a avut-o la inspecție, după câte vedere aici, nu? Deci e toată suma care i s-a imputat la inspecție. Ideea e... Datorită faptului că am avut solicitări atunci când a fost forță majoră cu inundațiile care le-am avut pe rază în anii aceia care s-au depistat lui pagubele, dar trebuia să vină cu o chestie, probabil, nu știu, există ceva acolo, deci câți arborii care s-au folosit în timpul inundațiilor la forță majoră și atunci trebuia să fac o notă pe chestia aia. Eu așa știu. Are notă aici fundamentală. Nu, oameni, număr de arbori, metri cucă. Domnul vice, dar paguba asta e pe mai mulți ani sau e într-un singur an? Sau la controlul din toamnă sau din primăvară sau pe mai mulți ani? Controlul care i s-a făcut e pe toamnă, pe jumătate. Păi, domnul vice zicea pe de-a lungul anilor s-a adunat arbori. Ideea de a marca toate cioate, deci chiar a avut o vechime mai mare. Atunci au fost niște arbori care, v-am spus, au fost folosiți atunci ca forță majoră, care nu s-au mai... Dumnealui, la momentul respectiv, a contestat inspecția tăscioate vechi? Avem contestație ceva făcut. Nu are. Eu din câte știu, nu știu dacă a făcut. Păi, dar atunci trebuia automat să conteste. Păi, nu să semneze procesul verbal de constatare. El a semnat procesul verbal și a luat la cunoștință că a greșit. Acum noi să... Pe ce bază să ștergem? Și cât? Deci există... Că, de exemplu, au fost angajați niște pădurari tineri care... A fost angajat, de exemplu, luna asta și după două luni de zile a fost niște controle și s-a luat cât? 20-30 de mii de lei. El n-a putut să oprească omul respectiv. Atunci să se ștergem și pentru ei, nu? Că nu pădurarul a luat acasă în două luni de zile. A luat oamenii, au furat oamenii. Părerea mea, nu dacă îmi permiteți, punctul ăsta, nu știu ce. Deci, părerea mea, dacă îmi permiteți, ar fi ca să fie o discuție între, nu știu, eu zic conducerea Ocolului, dar șeful de Ocol și Consiliul de Administrație al Ocolului și Consiliul Local, dezbatere chiar numai pe problema asta, pe tema, pentru că la un moment dat, bineînțeles, fiecare pădurar vine pe anumite lucruri, are pagubele lui. Dar are și dreptate, la urma urmei, că există, dacă el a depus rapoarte că s-a furat, atunci el de ce să plătească? Da. Domnilor consilieri, încă de anul trecut eu am avut aprobarea primăriei și am participat la un control de fond. Încă de atunci v-am adus la cunoștință despre pagube foarte mari. Acum vorbiți de pagubele astea care deja sunt constatate de ordinul sutelor de mii de lei, care sunt constatate deja negru pe alb. Dacă la un moment dat o să se mai constate și altele, vă întreb pe dumneavoastră cum de fiecare dată puteți susține proiecte la conducerea Ocolului de fiecare dată, de fiecare dată. Dar proiecte, cine vinde lemnul, deci noi avem contract cu Ocolul ăsta, da? La conducerea Ocolului sunt niște oameni care permit de-a lungul timpului pagube din astea de ordinul sutelor de mii, dumneavoastră îi susțineți în continuare. Că dacă dar nu ia, adică nu, cine votează proiectele respective? Domnul în ce privește Ocolul Silvii. Păi dar până când noi niște persoane competente la conducerea Ocolului care să nu mai permită pagubile a cetățenilor, pădurea comunei noastre. Nu vorbim, vă rog frumos,
trebuie să vă fiți explicit aici, nu e pădurea cetățenilor. E pădurea comunei. Noi suntem reprezentanții Consiliului Local. Așa, și vreau să vă spun un singur lucru. Deci aici nu s-au susținut proiecte în comuna asta pentru ocol, s-a susținut. Ce s-a votat în Consiliu? S-au votat valorile pe materialele. Nu, s-au votat partizele pentru populație, pentru restul ce au făcut ei și ce lucruri s-au des, nu știu, în urma controalelor, vor răspunde, bineînțeles. Dar, domnilor, de atâția ani, pagube. Noi nu suntem complici cu ei dacă îi menținem în funcție de atâția ani. Domnul Brezan, dumneavoastră vă considerați cumva complici, ați lucrat pentru ocolul sau la ocolul comunei Chimeș-Frești? Sau votul meu, dacă îl susțin. Deci prin votul nostru ne susține comunitatea respectivă, am spus, referitor la prețurile stabilite pentru că nu poți să oprești. Au venit iar la decât. Nu putem opri, chiar trebuie încurajați agenții economici, chiar trebuie ajutați populația cu lemne de foc, sigur că da. Și vă spun în felul, dumneavoastră a spus că ați făcut vorbim de pagube. Sunt instituții. Noi vorbim de pagube. Sunt că paguba nu a cuiva. Sunt instituții competente, dacă permiteți, sunt instituții competente care au făcut controlul. Se vor lua niște măsuri. Bineînțeles, cei care sunt vinovați vor plăti. Sigur că da, eu mă refeream la domnul consilier. Dar când? Care susțin în bugetul, noi îl aprobăm, da? Partizele, noi, cine face proiectul ăla? Tot domnii de la conducerea ocolului, da? Păi, dar bineînțeles că se facă specialiști. Păi, sigur că da. Dar noi aprobăm. Trebuie să-l facă specialiști. Domnilor, supun la vot proiectul de hotărâre și restul, dacă vreți să mai discutați, poate în cazul lui Crăciun Augustin aici, sunt precis că are dreptate. Pentru că de aici ar trebui cumva analizat cât are el și cam cât îi rămâne. Precis că a dat lemne acolo, 100 la 1000. Dar eu vă spun eu, pentru că știu, m-am spus, deci trebuie să fim depinde de pentru de pădurar, dar acolo e foarte cineva popor. Să clarifice, nu știu cine. Deci fiecare canton e supus unui risc. Au existat multe foarte situații din astea în care a trebuit imediat să rezolve problema. Așa, da. Noi descoperim. După aia rămâi cu Paul. Da, dar el poate să a întârziat și cu actele și de aici a comentat toată treaba, dacă are dreptate 100% într-o anumită situație. Domnule, spun la vot. Cine este pentru diminuarea pagubei? Dacă trebuie analizat. Deci suma asta, eu aici am proiect, văd o altă sumă, deci care am înțeles, nu știu, asta este... Diminuăm mai mult, o leacă să rămână, să nu zică toată lumea că am acceptat absolut tot. Dar atunci trebuie făcut un alt proiect, atunci am văzut mai... Dar cât este trecută tot? Și aici, aici sunt o grămadă de liste cu 87, nu știu, de mii de lei. Deci, n-am înțeles, pe câte parcele, cred că... Asta ar fi o variantă, părerea mea. Raportul de control este anexat la proiectul de hotărâre. Situații din astea au existat întotdeauna, pentru că și de control, exact. Cu raportul dânsului ca și pădurar. Noi putem stabili în felul următor. Raportul făcut de dânsul cu cioatele care au fost date pentru, am spus, pentru forța majoră pe timpul ăla, ca să îi diminuăm pagubă la... Și raportul de control, raport... să vedem dacă a contestat sau nu. Nu l-a contestat, vă spun eu că eu am... Deja când am discutat, mi-a zis, ideea e că a fost o asta lui, dar i-așa asumată, domnule, am avut și așa... Păi, atâta timp cât îți asumi ceva, înseamnă că ești de acord. Da, dânsul... Ne contestăm? Nu a fost de acord să toaie și de acord. Nu cred că trebuie să plătească. Da. O comisie poate analiza și plus și cu martori. Deci nu e o problemă asta. Nu mai sunt actele în regulă, ceea ce votăm noi. Domnilor consilieri, dacă aveți plăcerea, vă invit oricând să mergem în cantonul în care am participat la inspecție. Oricare dintre dumneavoastră și după ce parcurgeți cantonul respectiv, după aia să vedem ce hotărâri o să mai luați, pentru că să vedem dumneavoastră, sunteți de acord cu ce se întâmplă prin fondul forestier a comunei, dar trebuie să mergeți la fața locului să vă convingeți, așa? Eu încerc să vă conving pe cât pot, da? Numai dacă mergeți la fața locului vă convingeți cu adevărat. De un an de zile
Domnule, haideți cu mine și pe urmă luăm alte hotărâri sau susținem hotărârile care sunt luate în continuare. Deci, domnilor, cine este pentru sau ce se întâmplă cu proiectul? Să amână, să îl supun la vot, cădem? Păi noi nu. Eu zic că nu se întâmplă comisia 1, comisia 1 să analizăm, să rămâne să analizăm proiectul ăsta și să vedem. Noi trebuie să dăm un loc precis aici. Și el se poate ajuta. Nu, dar aici se amână. Aici proiectul. Să doar nu fugim de aici. Venim și la aici. Dar și că se poate rezolva. Nu poate să... Oricum trebuie ajutat acolo. Și încă o persoană nu mai poate să voteze. Eu ne rog. Nici eu ne rog. Dar și așa trece, că suntem destui noi problemă, dar... Eu nu sunt pentru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci se amână pe ședința următoare. Se poate supune la loc. Da? Nu era, exact, se poate supune. Cine este pentru? De exemplu, Tecopiște nu era supus la furat, la furat, la urcat. Și cât l-a furat pe Piștă? Toată lumea l-a furat. Tot. Și câte sute de milioane are pe avut? Multe, nu știu. Și el de ce nu-i pus pe listă să șerge? Dacă vorbim de treaba asta. Haideți să vă spun un singur. Deci să lăsăm un pic comisia 1, să discutăm un pic și procesul verbal, analiza un pic la toți pădurarii care avem, pentru că sunt, aveți dreptate aici. Bine, eu am ridicat o problemă cu Piștă, cu Florea Ștefan. Dacă el a furat, dacă toată lumea zice de aici că el a furat toată paguba ce are el, nu cred treaba asta. Să ne uităm unul la altul și să vedem care e adevărul. Înțelegeți? Da. Imediat numai cu bicicleta umbră, că n-are o mașină normală. Și atunci pentru unul ștergem și discutăm și pentru cealaltă nu. Trebuie o discuție mai largă și cum a zis și colegul domnul Gelu, că ar trebui să ne gândim foarte clar ce facem. Eu propun prin grija doamnei secretar să fie înaintate către Consiliul Local toate rapoartele de control ale pădurarilor de loc. Să vedem toate pagubele, inclusiv ultimul raport, chiar dacă este parțial sau final. Că se poate asta ultimul, tema asta mult și bine. Dar și la ultim. Deci și fiecare are partea lui. Dar trebuie să ne gândim foarte clar. Da, eu am ridicat o problemă care e adevăr. Adică și acum discutăm despre că trebuie să dăm afară unul. Bine, dăm afară unul, să punem în altul. Și la urmă unul nu el a făcut toate palmele. Bine, i-a făcut la ce el. Nu am zis treaba asta. Dar nu el a făcut la urmă. Ăștia nu au fost suspecte. Când au fost suspecte? Deci s-au mutat pe respectiv? Am avut unul de 600. Așa de trebuie. Cine este pentru amânarea punctului 11 de pe ordinea de zi? Cine este pentru amânare? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentru. Dar să se specifice... Dacă ce trebuie. Cine se abține? Noi. Pau. Și el se abține. Cinci abține și șase. Trebuie făcut așa proiectul ca să fie scos. Nu să fie tot inspecția băgată. Ce e lângă drum sau în apă? E în apă, ce e în... Dacă e în apă, se pot număra doar vreau să treci în apă. E, nu mai rup, nu mai dus. Deci două bârsan, să știți că a fost. A fost o știință. Știi, mai sunt și la mine aici, jos la nimeni. Eu am adus din trecut, odată 14 bucăți. Jumătate au rămas. Și eu s-a rugat destul de bine. Jumătate s-a dus la carte. Trece la punctul numărul 12 de pe ordine. Proiect de hotărâre privind aprobarea. Dacă 10 am băgat, nu. Domnul Lurea 14, mă rog.
Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, destinația și modul de valorificare a masei lemnoase care poate fi recoltată în anul 2019, precum și prețul de referință, fără TVA, a masei lemnoase pe picior și fasonate. Inițiator primarul Comunei Ghimeș Făget. Doriți deci, ca domnul Dincă să fie prezent? Sau da. Doamna președinte este aici. Da. Da, noi comisia am dat avizul. Ați analizat comisia? Da, a fost aici domnul Asun Căsos. Aveți aviz? Da, este aviz aici. Nu semnat. N-ați apucat să semnat. Ați uitat, n-ați să semnat. Pe asta vedeți, dați aviz favorabil? Atunci n-avem nici să chemăm pe timpul. A fost domnul Cosma la comisie. Așa. Ce-ai făcut la semnat? A dat tot trebuie să semnezi de mai încolo. Dați-o de gând, da. Eu mă abțin aici? Da, nu mă abțin. Cât îmi vrea să abține? Eu ne lucru și eu. Nu trebuie să abține. Ce-a văzut cu acolo? De ce să abține? Treaba nu. Nu, nu, nu. Ei, eu mi-e de-a mai dificil. Da, da. Dar comisia. Da. Mai e cu mine. Tu ești secretar. Mai e cu comisie. Noi nu am singur o comisie. Da, da, pe... Gata, nu se duc nimic. Tu ești. Ia zice și mă rămâne. Ce-am a primit trei. Chiam pe domnul Cosma. Nu știe nimic. Nu mă uite. A? Știe. Bine să nu uite. Domnul Orteanu Crăciun Ioan, ridică, te rog frumos. Prima și dă și la comisia numărul 3. Așa. Nu trebuie să semnezi acolo, dar la 3. Avem și noi o comisie. Dă-i lui domnul Ieșaunul, dacă vrea să... Gelo? Nu are nimic de la Gelo. Ia. Nici de gheamnă și... Bă, șeful e aici. Domnul secretar, să vă uitați ce ține. Domnul Ieșaunul, semnați? Eu trebuie să mă duc la Sulica. Nu, nici de la Gelo. Nu, ce rău e. Dar de la cine? Nici la fete n-au fost, că mai lucrăm mult acolo. Fețul care e? Se estimează o cantitate de masă lemnoasă, prețul pe anul 2019 care s-a fost bine. Deci prețurile pe anul 2019, după cum a spus domnul inginer, rămână același, să rămână același ca... La populație? Și, păi tot așa. Tot așa, ca anul. Deci cum au fost, nu s-au mai diminuat, dar cantitatea... Cantitatea o scos-o, deci doar ceea care e prins în amenajament. Da, deci și pe urmă o să fie scoase, deci o să ne fie puse în față fiecare APV-ul și ce vă zic, deci astea numai prețurile pe anul, deci ca să știe, să se știe că prețurile pe 2019 vor fi aceleași ca în 2018. Și cantitatea. Și cantitatea care e prins în amenajament. Și procentele pe consum propriu, da. Agenții economici. În funcție de cerere. Eu aș fi avut propunerea la proiectul ăsta să fie mai mari prețurile pentru agenții economici. Dacă tot banii intră în bugetul local, trebuie să fie mai mari. Nu. Dacă agentul economic își permite, de exemplu, la partiz de produse accidentale, să adune, să adună creangă, care nu știu dacă e prevăzut, să acoperi ciotele, atunci să-și permită, deci el plătește lucrările astea de acoperit, de adunat creanga, de împins pământul cu lama, deci consumă motorină, are bani, dispune de bani. Deci dacă are bani, să dai mai mult bani pe lemnul pe care îl cumpără, că banii aia vin la buget. Trebuie să curăți pachetul neexploatat. La produse accidentale, doamnă, nu se adună creanga, după știrea mea. Le face curățenie. Am înțeles. Îți face curățenie că alții să vină să facă dezordine. Dacă e uscat, nu e nicio problemă. Păi,
Exact. Atunci e problema când e verde. Atunci prea se lua aceste... Cine este pentru? Deci prețurile... Prețurile vă rog, am înțeles. Aceea se estimează o situație de prevedere a amenajamentului. O să recontez mai mult. Cu prioritate produse accidentale, după aceea ce rămâne de conform amenajamentului. Dacă nu ridicăm prețul de la privat, nu ia cu mai mult. Deci am obținut. Gata, am dat faliment. Cine este Pedro? Eu nu sunt Pedro. Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Păi nu, stai că nu mai eu am zis pentru. Păi doi erați pentru, nu? Sau cine? Cine este pentru un folos? 2. Cine se abține? Ceilalți. 9. Trebuie analizat un pic pentru populația să fie lucrurile... Dar prețurile, să știți că la populație... Au scăzut acum încă la ultime partide, o partidă care era foarte scumpă. Oricum nu pot să o vând, cât vând, și restul va rămâne la inventarea. Prețul foarte mult. 173 de lei. La populație mare, încă o chestiune. Și încă ceva așa de altă dacă vorbim de populație, atunci să nu ne gândim când facem pentru populație cea mai departe de drum. Și cel mai apropiat de lângă drum, dăm la agenții economici care au tafuri, tractoare și restul, etc. Dacă ne gândim la populație, atunci ar trebui să ne gândim să fie mai aproape, că omul ăla de rând se scoală la dimineață la ora 4 și merge în pădure și face 3 sau 4 ore până ce ajunge la locul destinat. De destinat. Ia 2 metri. Și ia un metru și chin cuva și trebuie să facă că altă venit n-are. Și aici nu sunt de acord. De aia cu punctul ăsta, că treaba asta nu s-a discutat și nu s-a luat în calcul treaba asta pentru populația, prețul la metru cub și unde, respectiv, în ce puncte o să facem. Că până acum ce am auzit de la oameni, agentul economic a tras lângă drum, a avut partidă lângă drum și populația în vârful dealului, unde era cea mai grea. Mi se pare... că nu este o soluție corectă. De ce pun acolo? Mulțumesc frumos. Că până când lucrează omul, nu se ocupă cu altceva. Bun, dacă îmi permite... Aș mai avea legătură cu domnul președinte, dacă se poate să noteze procesul verbal. Cu lemnul care se depreciază în pădure, fără să fie marcat și inventariat. Fără să fie inventariat. Se mai depreciază. Dar să fie inventariat și exploatat. Și marcat acolo stă și nemarcat acolo stă. Păi da, și e bine că se depreciază lemnul. De voi. Dacă îmi permite. Nu putem să-l scoatem la licitație dacă nu e inventariat lemnul respectiv. Și el se depreciază. Sunt partii care sunt inventariate, nu s-au scos, nu s-au scos. Acolo, nu și acum au făcut. Inventariul a 3 luni de zi. Au fost atât de mare zarvă cu autoritățile aștia și au băgat 3 partii pe care îl împarte. Unul aici, unul aici. Și tot anul nou, timp să marci câte agenți sunt. La fiecare nou, n-are treabă cu acest lucru. Nu te supăra, acolo îmi cer scuze. Deci acolo, marcă, scoate la citație, atât. Vreau să vă spun un singur lucru. O propunere către Ocol ca să știm un pic pentru ședința viitoare că deci ce să facem? Înseamnă că ar trebui să deci comisia sau să ne întâlnim Consiliul Local să stabilim un pic niște lucruri, cum a spus dumneavoastră domnul Oltean. Adică să fie mai apropiate sau chiar să le discutăm care sunt partizile care vor fi scoase și să le discutăm. Că deja se știu partizile. Unde, ce... Deci că nu se știu toate. Dar bine, dar parcelele știm. Bun. Ce prevede amenajamentul anul viitor prevede în parcela cu tare atâta metri cub. Bine, intervine un vânt, intervine... Domnul Dan, stabilim o ședință împreună cu conducerea Ocolului ca să stabilim lucrurile astea. Pentru că altfel așa ei mai vin cu o propunere, noi nu suntem de acord, noi nu facem, ei nu fac. Deci așa... Deci spuneți-mi, uite domnule, stabiliți o întâlnire cu conducea să discutăm problemele astea.
fix concret în data de ora. Și dăm și o dată. Ședința următoare. Sigur că da. Păi nu, înainte de ședință. Domnule, ședință, o ședință de poate. Nu, o să fie o ședință. Întâlnirea respectivă trebuie organizată cumva. Dezbaterea normală, chiar dacă nu e o ședință, dar trebuie... Așa, unul vine și unul vine și după aia, să vină toți consilierii. Exact, așa, toți consilierii. Eu n-am zis bine, o ședință, o extraordinară. O dezbatere, nu? O dezbatere. Doar pe tema asta. Doar pe tema asta. Știi de ce cauza? Că vă spun, iară trece imediat. Deci intrăm în iarnă ușor, începem iară și iară, dacă nu aprobăm că partidele, bineînțeles, ați avut dreptate. Bun, sunt depărtate. Să vedem, uite cum a spus și domnul Neagu. Sunt partizi care nu-și permit omul. Să vedem de ce nu le ia, care au fost, și să le dezbate. Trenul s-o deprecia. Trenul s-o depreciază. Fizice trece, stă un an de zile acolo. Ar trebui o întâlnire cu toți consilierii. Eu v-aș invita să ne stabilim o dată. Consilierii și conducerea ocorului. Să vedem conducerea ocorului la atâtea pagube. Cum e responsabilă? Domnul Bărsan, ideea e în felul următor. Deci am să stabilim data și ora și atunci le discutați personal. Da, tot. Noi degeaba le tot vorbim aici. Sigur. Trecem. Puneți dată. Da, o ședință extraordinară sau ce vreți. Doamna contabil, când ar avea Consiliul de Administrație locul ședință? Păi da, chiar ar fi bine. Aproximativ. Păi nu, ar fi bine că se Consiliul de Administrație, când o să aibă următoare? Noi jumătatea lunii o facem. Asta ce ar însemna? O să fie atunci anunțat și domnul consilier. 14-15 luna viitoare. Aprețul ăsta se ia de aluncă TVA-ul la persoană. Da. Pe asta zic că tu... Păi înainte de a avea noi ședință, cum vă anunțăm și ne întâlnim atunci. Cineva avea să ia lemn bun, principal, să construiască 220 de lei plus TVA pe picior. Păi anume aia. Pentru persoane, și atunci noi mai zicem că ajutăm oamenii din sat sau din comună. Asta trebuie dezbătut, părerea altă. Vreau să vă spun, 15, 16, 17 noiembrie cade joi, vineri, sâmbătă. Nu, 14, 15, 16, miercuri, joi, vineri. Stabilită o zi când atunci... Să stabilească luni, și... De luni, pe 15, 12, luni acade 12. Miercurea. Miercuri pe 14. Stabilim 14 noiembrie, oricum va fi anunțat toți consilierii, telefon. E ora o stabilim când va fi anunțat. Trebuie să vină tu. E extraordinară. Domnule, noi să dăm la test, stabilim și ora 9. Stabilim, dar... Ora 9. Deci, domnilor consilieri, pe data de 14 noiembrie, la ora 9 dimineața, întâlnire în sala de ședințe, ora aici, ora 8. Aici, 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 aici. A, așa? La 10. Sunteți de acord? La ora 10. Puneți la ora 10? Supune la vot, sunteți de acord tot? Puneți la ora 10. Sunteți de acord? Cine este pentru? Supunem la vot, domnule. Prezența din partea consilierilor, un pic ar trebui să fie obligatorie. Sunt de acord cu consilierii contămânea. Deci, să stabilim. Ședința, sunteți de acord. Deci ce, va fi ședință ordinară? O ședință între voi. Nu. O discuție între mine. Nu, fie că și consilierul. Exact. Și conducerea. Așa. Ce să... Cu prezența obligatorie în partea consilierilor. Nu știe când să spună ce are de... Fiecare atunci poate să discută mai departe. Nu o să fim în fața televizorului sau în fața camerei. Putem să discutăm mai pe larg. Mai liber și mai pe larg. Bine, hai să trecem la... Deci sunteți de acord, nu? Pe data de 14 la 10... Unanimitate, da? Da. Pe după dacă o să aveți ce puteți să stabilească o ședință de consiliu. După. Da. Așa, trecem la punctul introdus regim de urgență pe ordinea de zi cu îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL din 6 din 29.01.2018. Asta ce prevede? Doamna, deci, să vă spune. La
cu 1 februarie, domnul Bârsan Victor a fost angajat, dar dintr-o eroare, în loc să-i se acorde la sporul de vechime 7,5%, cât este pentru gradația 1, s-a acordat numai 5%. Și acum se revine cu îndreptarea erorii materiale, deci se adaugă față de 1,58, să ajunge la 1,61 coeficient. 0,03 diferență coeficient. Începem cu data de 1 noiembrie. Da. Da. Cine este pentru? Unanimitate. Mai au? Da. Tot în regim de urgență, aprobarea indicator, nu? Da, vreau să indicatori. Ăla era proiectul numărul 2. Deci, proiect de hotărâre. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, sistem de iluminat public pentru Comuna Ghimeș-Făget, sat Făget. Deci și pentru, pentru ce am stabilit, pentru iluminatul ăsta, ce indicatori. Indicatori tehnico-economici, implementarea proiectului. Va pentru Făget? Nu, pentru Făget. Deci pentru toată comuna? Toată comuna, DN12. DN12, am vorbit mai înainte. Deci DN12 numai... Da. Deci ce se ia jos, se pune... Am înțeles. Avem, da. Are cineva ceva de adăugare? Cine este pentru? Nu are nimic. Abține? Nu. Cine e nu, pentru scurt. Scurt, la plămin am dat, ală? Pentru... Acum ai. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 8 din 3103-2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural. Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Da. Aici, ce să vorbim? Aici era vorba, deci, în acea hotărâri 8 de pe 2017 a fost prinsă ca valoare neeligibilă suma de 25.000 de lei. Iar în urma verificării la AFIR a proiectului și a PTH-ului care a fost întocmit, n-au fost de acord, ne-au mai dat jos încă 483.067. Deci suma totală care este neeligibilă și trebuie suportată din bugetul local este de 508.067 lei fără TVA. 508? Da, 0.067 de lei. Deci 5.880.670. Dar valoarea totală cât este? 2.254.000, 22 de miliarde. Aici, iar dacă a venit momentul să discutăm, și atunci în ședința respectivă am ridicat problema și îmi zic părerea că inițial în proiectul respectiv nu a fost prevăzut îndreptarea padusele ce este în căminul cultural. Și acum a fost făcut proiectul în același fel, lăsat cum este acum, și eu nu sunt pentru treaba asta. Dacă tot investim 20 și ceva de miliarde, 2 milioane de lei... Dar-ți bani europeni. Eu v-am crezut, doamnă. Dar atunci de ce nu am făcut proiectul în așa fel, ca să fie îndreptat podeaua respectivă? Ca să putem să organizăm ori și ce în el. Acum putem să organizăm fără da și poate, dar numai... Pe scenă. Spectacol. Numai pe cenă. Spectacol. În rest, nu putem să beneficiem de nimic. Vă spun un singur lucru. Înțelegeți? Un euro de sfumat. Deci, proiectul ăsta deja, dacă nu îl avem deci, la AFIR acum. Ăsta ar trebui... Deci, proiectul ăsta, dacă facem modificări acum la el, atunci la revedere și eu vă cred, dar încă aportul nostru acum a crescut la 5 miliarde, la 500 de mii de lei. Fără TVA. Fără TVA. O să ajungă la 6 și ceva. Plus, dacă constructorul vede că ceva nu era prins, ne costă aproape 10 miliarde. Și nu am făcut, părerea mea, un lucru benefic deci, pentru comună. Că vinul vreau să vă spun că e destinat doar pentru spectacole. Deci, ce, deci căminul ăsta e amfiteatru. Dar nu mai e tine. Eu acum, eu nu știu ce să vă spun. Că până acum căminul ăsta a fost investit în căminul ăsta de 2, 3, 4, 5 ori, nu se știe de când, din 90 și ceva încoace, în fiecare 4 ani s-a investit ceva, dar nu s-a investit ce trebuia. Eu o singură dată știu cum să investim. Nu știu dacă știți altfel, eu o singură dată știu cum să investim.
Ideea e, v-am spus, deci noi dacă nu acceptăm, nu e o problemă, dar să știți un singur lucru. Proiectul pică, la revedere, ne le tragem și facem altă dată altceva ce considerăm. Da. Dacă sunt bani europeni, n-ar trebui să fie. Deci, e vorba, suma asta, am vorbit un pic și am întrebat-o că dacă ei, trebuie dat, pe la mijloc cu investiții și după aia la sfârșit. Totuși este o sumă mare, domnule. Este o sumă, da. Este o cu suma asta se poate construi una nouă. Nu vă supărați, nu cred. Câți metri pătrat a fost școala de la Buhă? Dar vreau să vă spun, deci de ce vreți și cât ne-a costat? De ce vreți să ajungem să facem lucrul ăsta? Dacă numai documentația, dacă te bagi la documentație, vorbim despre nouă. Eu v-am spus părerea mea, unde suntem, ce în stadiu suntem. Am înțeles. Deci, proiectul la fir, atâta trebuie să acceptăm. Dacă nu acceptăm, atunci putem să ne tragem proiectul. Și vreau să vă spun că sunt niște bani care i-am cheltuit, deja. Avem un angajat la Căminul Cultural. E un angajat care... Ce muncă prestează angajatul respectiv? Păi, el e folosit pe timp de iarnă, a fost angajat ca să facem foc, să nu îngheze instalațiile care sunt de apă, cât de cât, nu permanent. Așa, și în rest e folosit în... Deci ca muncitor la primărie. Anul acesta, câte spectacole au fost anul acesta? Vreau să vă spun în felul următor. Și cealaltă. Deci Căminul Cultural momentan, deci el acum prin proiectul ăsta o să fie dotat cu tot ce înseamnă și sonorizare și... Deci o să aibă niște lucruri în plus. Momentan, deci au fost spectacole care au fost făcute de către școală, unul sau două spectacole, au fost făcute și atât. Ideea e în felul următor. Și școala au zis, la un moment dat, în discuție cu școala, că domnule, ar fi foarte bine, fiind și școala aici, o să-și... Deci o să-și facă și în așa fel încât o să țină spectacolele acolo. Vreau să vă spun că toate căminile din comuna asta au fost date în diferite moduri către cetățenii noștri. Să știți că și căminul la Lichitici, și căminul la Bolofești, că au fost spectacol, că au fost alte nevoi locale, că au fost petreceri. Deci, nu putem să... Au fost, de exemplu, aici în Cămin s-au ținut două baluri, de exemplu, nu, au ținut domnul viceprimar, aveți foarte mare dreptate. Acum... Dar eu îmi susțin părerea că și tura trecută, când încă nu era proiectul făcut, atunci se discuta cum să facă proiectul. Din nu știu ce cauză, din nu știu ce interes, cine ce interes a avut, nu s-a ajuns la concluzia că trebuie îndreptat podeaua respectivă. Și atunci am ridicat problema asta și de aia n-am votat nici atunci și nu votez nici acum. Mulțumesc, am înțeles. Totuși am o întrebare. Dacă se schimbă și va fi un organizator la Căminul Cultural și va face spectacole și va face asta ceva, dacă noi îndreptăm, stai de unde să uită cetățenii comunei, domnul consilier? Am o întrebare. Dacă nu s-a făcut de 2-3 ani, dar vă spun un știu, dar fiecare are dreptul la... Atunci, de unde se uite? Deci vă uite în ceapă de la asta. Deci vă uite în ceapă de la asta. Domnul consilier, hai să lăsăm. Corect, dar domnul consilier, dumneavoastră, ați fost la vreun spectacol, de exemplu, la Lunca de Sus? Sau Lunca de Mijloc? Sau la Asă? Sau la Busturoasă? Și atunci, și acolo e drept, și sunt organizate spectacole la care participă cam 2-3 și 500 de oameni și toți văd ce trebuie să vadă. Dar, înțelegeți? Aici nu, dar stați așa, să zicem, fiți atent aici. Aici să zicem atunci treburile pe nume. Aici niște oameni care au avut interesul. Și putem să zicem și direct, dacă e nevoie, care au avut interesul să nu fie dreaptă. Că dacă cumva o să fie dreaptă Căminul Cultural respectiv, poate omul de rând care nu-și permite să meargă la restaurant, să facă nuntă acolo, poate-și face aici. Și atunci încă am pierdut omul de rând, că nu facem la restaurant nouă. Asta era interesul. Mulțumesc frumos! Eu am zis și atunci și îmi susțin părerea și acum. Sunt două cămine puse la dispoziție. Vreau să vă spun că nu-ți foarte puține sau ține. Nu, eu am... Vreau să zici că nici botezurile nu le mai ținești, deși ar putea să se țină la ține. Eu am zis părerea și îmi susțin părerea. Fără nicio problemă. Nu depinde de numai de mici. Eu v-am spus, dânsul și-a spus părerea.
domnilor consilieri, prezidentul și-a spus, eu vă mai spun părerea. Majoritatea decide și așa. Noi acum, și atunci n-am putut să schimb discuția și să vorbim treaba asta. Eu un singur lucru vă spun. Domnul Petrică, un singur lucru vă spun. Noi acum altceva nu facem acum decât dăm a favorabil sau dacă nu anulăm proiectul de sincer. Domnilor consilieri, ori vorbiți pe rând, ori doar o să vorbiți așa că la... De ce? Supun greșul. Bună mare. Să dau. Da, să spun că dacă ar fi dreaptă, am putea face și noi festivalul, cum fac toate comunele de pe valea asta. Că cu ăsta, căminul fiind destul de mare, s-ar putea rezolva, chiar dacă plouă, toamnă, vara, oricând, n-am făcut măcar un festival al Ghimeșului sau un festival, nu știu, absolut nimic n-am făcut. De când? De 15 ani, de 20 de ani. De când a murit Ceaușescu. Între 2004-2008 începusem bine, pe urmă s-a oprit absolut totul. De ce? De ce s-a oprit? Am făcut în fiecare an, între 2004 și 2008, când am fost aici. Da. Cine este pentru, domnule? Spun la vot acest punct pe ordinea de zi, ultimul punct, am impresia. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pentru. Abțineri? Abțineri. Trei abțineri. Ajuns. Declar ședința închisă. Nu, mai avem diverse. Da. Se scurează, nu? Domnul Florea, la diverse. Vă iau pe rând? Aveți ceva de rău? Am înțeles. Domnul Crăciun? Chiar ar fi. Ia toată ăla, mă moară. Castor? Păi, castor. Am spus acolo și nu au făcut nici. Și n-au făcut. Cum? Luat el cu față ce-au putut. Dar nu sunt tot. Și jos aici. Mai jos de pune. Și sus, asta trebuie făcut. Mă duc pe personal să vedem așa. Eu trimis domnul primar, nu mai știu ce-au spus acolo. Ai făcut cu scosul, că pe un moment ce scoate, dar două săptămâni îl duce la lucru. Da. Și nu e greu, că merge în sus sau în jos mașina mare, ăsta îl pune de două ori, ăsta și îl pune de o parte și după aia îl cărăm. Dar ăsta trebuie făcut din două săptămâni. Eu n-am treabă. Eu, că pe mine nu mă afectează. Că eu n-am nici beci, nici nimic. Numai că moșneie aia atât în sus. Nu. Deci problema care și l-am înțeles. Domnul Crăciun. Nu, eu sunt pentru, eu ajung să angajez un director. Să nu facă spectacol, eu pentru asta sunt pentru. În 8 ani de zile sau cât da. Sunt. Domnul Crăciun, aveți ceva de adăugat la diverse? Da, domnul Vice, oamenii de la ajutorul social ar trebui desfăcut șanțul la Răchitiș, pe deal, desfundat, vine iarna, gheață, iese apă pe asfalt. Eu vreau să vă spun că deja la ajutorul social avem undeva la vreo 20 ceva de dosare tăiate. Restul au rămas. Să vă spun, au rămas câți au rămas. La ajutorul social mai avem și persoane care nu le pot folosi. Așa care se pot folosi. Să știți că la... Bun, ideea e, am înțeles, ideea merge cu, cine, cu ce avem noi, cu muncitorii noștri. Pe aia, că sunt primăria, așa, că plinde... Mergem cu angajații noștri. Da. Atât. Domnul Gerber. Doamna Contabă, e suficient aici la... Nu, mai trebuie un vot. Nu zic că ar trebui să găsăm o... Nu zic nimic ca altceva, domnul Gărbe, spuneți. Da, aș vrea totuși să știu programul electricianului din comună. Programul electrician din comună, câteodată e non-stop, câteodată e... Bun, propun să se facă un program pentru el pe fiecare sate din comună o zi pe săptămână. Am înțeles. Ca să știm satul, deci presupunem satul Târhău și este lunea. Satul Făgetul de Sus, vinerea sau, știu eu, Răchitișul, joia sau, ca să știm... Duminică. Sunt șase sate. Deci sunt acum... șase sate. Dar nu contează. Nu contează.
Le combine el mai bun. Dar le combine el mai bun. Două mai mici, bine de mai mici. Două mai mici, într-o zi. Două mai e... Am înțeles. Mai cumpăra scule pentru... Mai cumpăra scule pentru omul ăla, că n-are scule. Are o scară la care nu e real. Nu este ea schimbată? Am luat scară nouă. Dar e scară nouă, e bună. Da, avea una anul trecut sau cine avea. Transporte. La mine vreau să vă spun că la dânsul e problema cu mijlocul de transport. Da, trebuie o mașină asigurată. Anul ăsta am avut la buget, nu s-o... Deci ar trebui o mașinuță, acum e indiferent. Era un papu care... Nu mai investește singur și el. Nu 12 sau 13 cu căminul. Da. Domnul președinte, pentru dumneavoastră, să ne întoarcem un pic și să analizăm. Ar fi păcat să pierdem, cât doamna contabilă? Cât pierdem? 22 de miliarde. Dar ce părere aveți, domnilor consilieri? E bine să pierdem 22 de miliarde? Sau domnul Orteon? Eu am zis părerea. Ok. Și dacă nu găsim o soluție pentru treaba asta, eu nu sunt pentru. Și asta am zis părerea. Deci sunteți pentru ca să pierdem 22 de miliarde. Foarte bine. Am înțeles. Domnul consilier, care-i părerea dumneavoastră? Asta deci că să piardă comuna 22 de miliarde, deci să piardă oamenii 22 de miliarde. Nu oamenii pierd, domnul. Bine, comuna. Domnule, se pierde un proiect care sunt lucrurile avea, totuși. Dar fiți atenți aici, domnul viceprimar, dacă nu s-a luat în considerare atunci ce ne-am propus și am propus, eu am propus, nu altcineva, și atunci, și tot am discutat și toată lumea râdea de mine, atunci de ce să-mi schimb eu părerea acum? Am râs de dumneavoastră, nu vă supăr, n-am râs de dumneavoastră. Mulțumesc frumos. N-am râs de dumneavoastră, nicio formă. Domnul Loțe, a fost viceprimar. Știți cât s-a lucrat, de ce se lucrează? Eu știu ce am lucrat în 2004 și 2008. Și tocmai de asta, mă uit în ochii dumneavoastră. Eu bine știu. Hai să ce s-a făcut de 2008 până acum. Bine, dacă nu s-a făcut. Dacă vine copilul dumneavoastră la putere și va face ceva. Dar hai să aprobăm banii ăștia, domnul. Deci, domnule, avem banii ăștia pe masă. Păi avem banii ăștia pe masă, trebuie să fim dobitoci ca să... Asta e părerea mea personală. Domnul Dobrea, nu suntem obligați să răspunzi pentru dumneavoastră. Știu, nu pentru mine, pentru comună, pentru noi. De ce nu luați la bomă? Nu v-am luat la bomă, dar totuși... Nu v-am luat, deci nu înțelegeți. Deci nu înțelegeți greșit. Domnul Dobrea, hai să nu pierdem. Doamna contabil, dacă e să spună... Hai să nu pierdem banii ăștia din Dobrea. Lăsați-o pe doamna contabil, dacă e să spună... Deci mai este nevoie de un vot ca să putem merge mai departe cu proiectul. Dacă nu, ce se întâmplă, doamna contabil? Să pierde. Dar de ce să pierdem niște bani, totuși? Care s-a făcut un proiect. Atunci puneți lângă proiect ca să fie drept. Prindeți acolo, că se poate, dacă se vrea. Deci ascultați-mă ce vă spun eu. Deci, proiectul este proiect aprobat, avizat, tot, are toate sunturile. Deci să vă spun că proiectul ăsta nu a mai fost anulat din cauza la niște lucrări făcute la cămin? Nu, sunt niște bani. Mâine e altul primar, poi mâine e alt primar, poi mâine e altul. Poate peste 50 de ani un depot de-a nostru să ridică pe oameni. E prins cu sonorizare, capitonaj pe perețe aia ca să nu se mai audă sunetul ăla. E prins cu bănci noi, nouțe. E prins cu barcare interioară, exterioară. Cu acoperiș, cu schimbarea acoperișului. Deci nu e vorba că insistăm, adevărul că insistăm. Vreau să se ajungă acolo că, uite, am ajuns să insist, domnule. Deci să știi lucrul ăsta. Am înțeles. Dar să știi că sunt lucruri care și noi am zis, poate de multe ori, că nu-i conștient că hai să fie, nu? Fiecare persoană. Să aprobăm acum și cu alt proiect o să-l devinim. Nu e vorba de asta, dar știți care e problema? Căminul ăsta, chiar și cu școala am avut o discuție și eu zic, domnule, și cu liceu, vedeți că și ei, să știți că le-am zis, domnule, veniți cu proiectul către primărie. Am zis, hai să se mai termine, poate, nu știu, din lucrurile astea care tot sunt. Așa că, domnul Gârbea, ambiții găsim.
Asta, ca să, asta, ca să-l supuneți încă o dată la vot punctul ăsta. Domnul de-a v-ați văzut. Numai dacă poate, dacă cine a fost abținut, numai dacă cine s-a abținut, nu vrea să ceară asta. O ședință nu puteți să da, am înțeles. Vă rog. Și aș mai avea încă să se întindă parcarea Consiliului Local și prin fața școlii, exact cum este în fața primăriei, așa să se întindă parcarea, să fie o parcare frumoasă, până în sus se poate... Acolo e nevoie de proiecte, nevoie de... Păi, da, 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 totuși, totuși să se facă un proiect pentru... Nu știu, dacă permite, să... acum deja nu ia primărie... Cum nu ia primărie? Nu, am fi pe mine, și am ceva de ridicat încă. Da, atâta am de spus. Domnul, da. Da. Problema ridică acum iarăși cu ce demersul s-a făcut pentru diguirea totrușului, că anul iarăși vin. Da, exact. Exact aceeași situație, nu avem control, vine apa, ne ia apa. Asta e situația. Nu putem să facem nimic. Să români. Nu ne lasă. Bine. Ce atunci trebuie cu comunii... Ați văzut da. Ce am făcut noi, cu bolovanii aia știu, în spate. Știu, a rezistat. Da. Bine că a fost și el apus, da, a rezistat. Da. Ei zic cât că au proiectul făcut, da. De la Jud până la Ghimeșul, da. Sus la deal. Până la poziția. Până, așa, așteaptă și este proiectul mare. Noi suntem prinși primii, ca să o ia de la noi, la vale. Eu am înțeles, doamnă, dar asta crede-mă. Putem să explicăm la oameni că trebuie să așteptăm încă 5 sau 10 ani? Știu, Petrică, crede-mă că am făcut drumul de Bacău la Apele Române. Uite, dacă vrei, putem merge împreună. Eu vă cred. Tu știi că vă cred, dar eu am ridicat problema atunci, dacă nu poate să facă Apele Române, atunci să facem noi din fonduri proprii, doamnă. Doamnă, am vorbit cu oamenii și ne dă gratis, cu titlu gratuit, atâta teren unde să facem un dig de 500 de metri. Dacă acceptați, pe terenul lor. Ne dă în custodie, adică cu titlu gratuit, să facem digul... Facem proiect de hotărâri. Dar când? Facem. Cealaltă probleme cu... Deci ar trebui să facem reconstrucție ceva. Doamnă, eu am ridicat problema de enorm, de multe ori. Știu, dar dacă ei nu ne-au lăsat, eu la ce să bag bani degeaba pe niște studii care nu au niciun rezultat? Am înțeles. Dă-mi tu ideea și așa fac. Eu am zis și tura trecută când am mai fost în ședință. Ai văzut, am adus acei mari bolovani și am pus acolo. Foarte bine, dar foarte bine că a rezistat, o apă mare a rezistat. Dacă vine încă unul, poate nu o să mai reziste dacă nu mai aducem piatră din ala mare. Deci din partea noastră interes este, crede-mă. Am înțeles, am înțeles. Dacă ei să o pun și cu domnul vice am fost, cred că de ieni ori la Apele Române, credeți-mă. Bine, cealaltă chestiune cu romprestul, cu salubritatea. Am ridicat problema acum 3 ședințe și înainte cu Aldămașul, ce facem? Luăm banii de la oameni, dar mașina nu intră pe Aldămaș, numai în gura Aldămașului. Ce facem cu oamenii aia care... Deci, am înțeles, domnul Vici, ce cu Aldămașul? Da. Trebuie tăiat... Ascultă, ce vreau să vă spun? Mașina, deci cu mașina mare, deci, am ridicat deja... Mașina mare nu poate intra. Am niște discuții. Și nu numai cu Aldămașul, că sunt cineva acolo. Avem și alte ulițele și Buva și mai multe. Am avut niște discuții cu Romprestu, numai că au avut și ei niște probleme la nivel de județ. Cu banii. Romprestu și Adisu. Eu cu Adisu discut, nu cu Romprestu, că n-am contract. Deci eu prin Adis, noi prin Adis lucrăm. Așa e pe județ. Și am avut niște discuții ca să găsim o soluție, să ne dea o mașină sau ceva de genul, pentru ca să putem intra pe, în zonele unde sunt, nu știu cum să, ulițele mai înguste sau drumurile nu sunt așa de accesibile. Au rămas încă la nivel de discuții datorită faptului că eu am avut alte probleme mai mari, nu știu, au avut treabă cu niște orașe, comune, vecinate, care na, era să pice tot contractul la un moment dat, la nivel de județ și alte probleme. Poate domnul de la televiziune știe mai multe. A fost la un pas să desfințeze și plăteam toți banii europeni. Na. Și de asta s-a amânat un pic discuția asta, dar o rămas în picioare, am mai discutat și chiar săptămâna trecută am ținut la telefon, m-am auzit cu cineva de la Adis și au zis, domnule, mai așteptăm un pic ca să vedem, poate neamna asta reușit să rezolvăm problema.
Deci luăm o mașină, da. Ideea ei, o mașină mai mică, ca să poată intra pe ulițele neaccesibile la mașina mare. E problema că dacă te-ai băgat, îți trebuie, deci trebuie să umbli săptămânal, ori cu o zi înainte, ori, indiferent cum e să aduci gunoiul, să-l aduci în punctele unde le poate lua ei. Avem o problemă asta pe comună, poftim? Că nu ți-a nu se poate, domnul vicepreședinte. Domnul Gârmea. Cu mașină, acum în gheață, care hai să facem fiecare consilier, avem un sector, și eu personal, ca viceprimar, vă spun că și eu personal mă duc. Unde? Nu ideea că nu duce cu căruța. Doamne, totuși trebuie colectat în râd de oameni de tine, din duci cu căruța prin... Dacă nu e accesibil. Da, și problema e când ai început să ai accesibilitate, trebuie să le dai containere, pentru că containerele nu sunt date decât numai celor unde au, are mașina acces. Da. Li se dă containere, la un moment dat trebuie să duci cu un container mai mare sau cu ceva ca să colectezi. Dar impozitul să plătești de persoanele respective. Da, cum să nu plătească? Asta e problema, că oamenii de când vin, zice, băi... Măi, Petrică, plătesc, dar ce plătesc eu? Petrică, crede-mă că mă confrunt direct cu problema. Eu încerc întotdeauna... Eu plătesc aia 50 de lei sau 49 sau cât este, nu e nicio problemă. Dar de la mine se ia fiecare luni din poartă gunoi. Dar plătește și domnul Caniu sau care stă pe vârful adămașului sau lângă totul și aici înăuntru, tot aceeași bani plătește, dar nu se ia cu noi. Noi avem o datorie ca și consilier. Vă spun un singur lucru pe de altă parte. Una la mână, unde duceau gunoiul până atunci? Să știți că da. Știm foarte bine. Până atunci ar putea pune într-o căruță, să știți că am văzut mulți oameni, punea într-o căruță și îl îndosea la kilometri întregi, numai să nu fie lângă el. Acum, dacă l-au pus într-o căruță, atunci are unde îl duce. Să știți că avem puncte, multe puncte mari. Da, noi avem o datorie ca și consilier să le spunem că să știți că la un moment dat ai scos containerul ăla de 110 litri. Dar pe de altă parte, omul face mai mult gunoi. Noi, comunul ăsta, deocamdată suntem la dispoziție, i-am pus la dispoziție containerele mari. Unde poți să te uși cu 10 saci, le-ai pus frumos acolo. Deci nu există că nu am pus... Omul zice că, unde să, că nu, am, nu mi se ia din poartă. Adevărul e că deocamdată, bineînțeles că nici nu beneficiază de aceleași lucruri persoana din centru cu persoana care stă pe uliță la un kilometru. Chiar dacă impozitele plătește la fel. Mă, dar aici ai probleme. No. Dar noi va trebui, deci v-am spus, găsim ușor, ușor găsim o soluție, o să o rezolvăm o parte, pentru că în rest mai avem. Mai sunt încă vreo două, trei cătune mai prin asta. Ce să zicem acum, na? Sau dacă ai. Nu putem să rezolvăm, atunci să diminuăm din prețul respectiv. Nu avem, asta e problema. Să suporte atunci consiliul local. Sau să negociem contractul respectiv să domnul, să nu cumva să credeți că dumneavoastră cine, cărui o să-i aprobați dumneavoastră să-i diminuați? Și Consiliul Local, de exemplu, când vine Curtea de Conturi, vreau să zic că nu-ți accept. Am înțeles. Bine, mulțumesc frumos, doamna, da. Ce putem face cu semnalul la ori, la toate telefoniile mobile? Ghimeșul, da. Nu știu, domnule, ce se întâmplă. Am avut reprezentanți... Dar ceva trebuie făcut. Am avut reprezentanți și de la Telecom când am discutat cu ei. Au zis, domnule, sunt... Nu, de la Telecom tot timpul vin persoane care sunt pe din afară. La fel și de la Orange. Pentru că eu, toți i-am luat la... La foarte bani mărunți. Dar nu toți operatorii sunt în aceeași trebuie să vorbiți, reclamații, sesizări. Eu nu de persoană să... am făcut, dar degeaba. Și eu am făcut. Și pe asta spun, degeaba. Când nu reușești să ajungi la un anumit nivel, unde să ți se poată soluționa o problemă. Dacă ai o defecțiune, telecomul, internetul pică imediat dacă se lucrează la un anumit transformator din dreptul PECO-ului. Avem un echipament căzut. Ăsta este răspunsul. Și noi avem internet prin fibră la primărie. Noi depindem ca și instituție strict de internet în foarte multe probleme. Și atunci, am făcut sesizări, doamne, am avut lipsă internet o săptămână întreagă, de la ora de la ora de, pentru că am notat și am cerut de fiecare dată numărul sesizării, ca să am cu ce să le demonstrez. Veniți, schimbați acel echipament care, până la urmă, un sărac, un om drăgălaș de la centrală, a zis, doamne, echipamentul ăla este foarte vechi, și dacă nu are un acumulator, un transformator care să-i meargă curentul în permanență, ăla pică. Asta este cauza, dar alții nu mi-au spus.
am venit cu aceeași, da, am venit cu aceeași, cu același răspuns, fără să-l dau un gât pe acel om. Normal. Nu s-a rezolvat absolut nimic. Orice sesizare, orice spui că este în neregulă vis-a-vis de orice rețea, fie că e Orange, fie că, era, că este Telecom, toți dau din număr, vom face. Au trecut cel puțin 3 ani de când cu Orange-ul fac sesizări. Dumneavoastră, vedeți de câți ani de zile când mergi spre Comănești, este acționat la Ciobărul și acolo. Când a intrat și acolo. Deci eu am mai discutat cu cine, tot de oficial așa. Mi-am zis, domnule, e vorba, nu știu, niște unde. La un moment dat, undele, efectiv, le, nu reușesc să ajung unde. Trebuie să aflăm care sunt acele unde care iau interferează. Da. Din păcate, cum a zis doamna Gavi, atât de greu ajungi, că peste tot poți vor. Și din partea Consiliului Local, făcut o adresă către... Am făcut câte Telecom, eu, din partea primăriei. Am făcut din partea și n-am primit niciun răspuns. Nici în ziua de asta și am făcut de acum o lună. Eu, pentru să fac raportare, să reveniți program la adresă și făcut și către Orange și Vodafone, către toți operatori. Când vine la 6, la orice mai făcut am trecut, tot degeaba, tot din partea primăriei. Mi-am pe Vodafone să sunt acum toți din cauza că e mai tare atunci, acum nu mai merge niciun. Doar atât. Mulțumesc. La voi merge. La avem treabă. Da. La voi merge. Domnule Jean-Fiol. Domnul viceprimar, cu fosta plutărie cu acoperiș și putem să facem ceva, că vine iarna și... Am avut discuția, o să zic că o să vină... Și lumea râde de rău. Am avut discuții chiar cu constructorul, cu cine l-a acoperit și a zis că o să vină el și să ne vorbească cu lucrurile. Mulțumesc. Lăsați-vă. Domnul. A crescut viteza și fluxul de circulație extraordinar de mult. Care este situația cu proiectul pentru pieton? Pentru trotuar? Că consider cea mai importantă lucrare care ar trebui făcută. Unde ați ajuns cu proiectul ăsta? Este un pericol deja, este un pericol să circulăm pe drumul ăsta. Mai ales copii. Extraordinar de important. Sau chiar cu canalizarea, care să vedem care da, este. Acum, eu știu lucrul conștient, ce e mai important proiect astea face. Noi astea avem proiectul ăla cu canalizarea care abia acum s-o ajunge să-l modificăm master planul. Văd că restul de proiectelor merg foarte repede. Foarte repede. Asta de ce nu merge? Care este cea mai importantă? Dar e vorba despre canalizare. Dar spuneți-mi... Chiar cu canalizare. Păi da, dar dacă noi am fost opriți din cauza crabului, că nu ne-a dat acea adeverință ca să putem duce, am fost în audiență la AFIR, la directorul AFIR-ului București, care nu ne-a acceptat până nu. Acum s-o modifica master planul. Și intrăm, deja cererea este depusă pentru proiectul aprobat. Dar cu trotuarul, acea păi situație? Păi da, dar faci întâi canalizarea și după aceea faci trotuar. Nu poți face trotuarul mai aici și după aceea canalizarea. Nu putem să facem pe trotuar. Canalizarea păi, da, o să trebuiască să meargă separat pe undeva. Dar pe unde? Spuneți-mi și mie, dar cum să faci canalizarea în afară domeniului public? Dar nu mi se pare corect aici treaba asta cu trotuarul. Este un pericol deja, este un pericol. Deci eu vă cred și priorități să nu cumva să nu credeți că nu sunt. Dar și așa nu face nimic la primărie. De când discutăm? De câți ani de zile? De când discutăm? Și nu ascultați-mă ce vă spun. Ce spuneți dumneavoastră dacă știm clar de zona care o avem și care o atingem pe lângă drumul național? Știm clar de îngustimea că s-a făcut și apa. Deci canalizarea o să treacă mai mult prin șanț. Dar să vă povestesc, prin șanț. Dar să nu cumva să vedeți, canalizarea e mai mare ca apa. Nu trece, deci canalizarea aia, știți cine a spus, va fi săpată toată țeava de apă aproape, va fi săpată afară. Pentru că la canalizare să pun tuburi în alea de o jumătate de metru. Absolut nimic, nu văd o mișcare la proiectul ăsta. Absolut, a dispărut proiect, nu mai discutăm. Nu e vorba de dispariție. Gândiți-vă că să-l fac acum și ce zice cineva? Vă când văd că de la Lunca de sus și până la Comănești este rezolvat absolut. Toate ulițele sunt asfaltate. Păi atunci ce să mă mai gândesc atunci? Ce proiecte să mai discutăm aici? Când astea sunt cele mai importante. Nu este asfaltat o singură uliță măcar în Comănești. Uite, du-te la Păltiniști, du-te la Lunca de Jos, du-te la Cuchiniști, du-te la Asău, du-te la unde vrei. Toate ulițele sunt puse la punct. Astea sunt cele mai importante.
proiectele astea mici pe care tot ești, astea nu sunt prioritare. Adică proiecte sunt unele, mici. Unele. Vorbim despre proiect mic Târhoșu, vorbim despre proiect mic... Am fost nimic. Am aprobat întotdeauna, am fost de acord și sunt de acord. Am înțeles. Acum nici vreau să... Deci ajungem să ne confruntăm, să... Hai să... Bun, am înțeles. Hai să găsim soluția, să vedem cum o putem combina cu... V-am spus cu canalizarea, pentru că dacă dăm să dă drumul la proiect de canalizare care până în 2020 va fi necesar... Ia spuneți-mi, ce o să spunem dumneavoastră dacă după aia vine o firmă, eu și plec din comună, trebuie să tai cumva un proiect să rup tot susul alei? Trebuie să pleci din comună, că te iau de lângă oameni. Și pe unde pui canalizarea? Trebuie să ne gândim... Nu știu, haide... Hai să-l analizăm, să vedem cum putem parcurge astea două proiecte. Lângă gard, pe marginea aia. Care, doamna contabilă, știm fiecare de ce vorbim despre gard. Știm unde-i gardul, știm... Știm... Dar nu e aproprietarul. Da, dar care se duce acolo să zic că nu e aproprietarul? Bun, ne ducem până la urmă, găsim o soluție, ne unim cu toți. O soluție provizorie. Oricum știu că discutăm de 12 ani de zile. 12 ani de zile sunt foarte mult. Mulți. Până, 12 ani de zile. Până vine canalizarea. Înseamnă că vă amintiți și dumneavoastră de tipul provizor, așa. Nu, că nu eram deja. Nu era. Nu eram. Se poate. De 10 ani de zile. Dar am fost consilie. Pe tot nu poți să mergi provizor. Am fost consilie. Că le poți scoate pe urmă. 4 ani de zile n-am fost atunci. Până la 2000 am fost. Poate pune bau. Da, domnul. Pe mine canalizarea. Mai aveți ceva, domnul? Nu se putea face. Domnul consilier, mai aveți ceva de lungă? Nu. Domnul Stan. Eu aș avea o întrebare. La noi în comună se pot înmatricula vehicule, autovehicule cu viteză lentă? Aici vă poate doamna secretar să vă spună. Care sunt condițiile? Ce documente trebuie? Sunt și eu în situația asta. La remorci și la vehicule... La vehicule cu viteză lentă. Lentă, da. Care, ce, care există un regulament care este aprobat de ani de zile, avizat de către Ministerul de Interne, Serviciul de Circulație București, pe care îl găsiți la impozite și taxe, pe care, care vi se eliberează la orice moment. Am înțeles. Asta era, pentru că în alte comune vedem mașini din astea mai vechi, care circulă... Asta este strict care... regulamentul... de țară, conform ordonanței 195, legea circulației, care se referă la circulația pe drumurile publice și drumuri comunale. Și v-am zis, este un regulament care este avizat de către Ministerul de Interne și Serviciul de Circulații. Am avut eliberate, nu? Noi da, am eliberat celor care sunt în... Cât? Care sunt în regulă, conform regulamentului. Aproximativ câte? N-am cum să spun cât e număr. Da, da. Și același ce? Număr să dă și la căruță și la scutere și la... Da, avem tractor. Domnul vice, de cine depinde că n-am intervenit adineori cu tomberoanele? Ziceați că ar fi cazul să se instaleze un tomberon din ăla mare sub deal acolo, spre Răchitiș. A mai fost discuția, nu se poate instala acolo. Sunt pe dealul grămadă de proprietăți pe acolo și pădurea primării. Oamenii merg să învățați așa. Au un căruță și își aruncă mizeriile pe proprietățile oamenilor. Deci, gândiți-vă că avem deja, deci avem pe partea de sus. Avem pe partea. La școală e ultimul. Dacă le ducem acolo, vreau să vă spun că și deci nu a dispărut de aici, din gura Bolovului, și vreau să vă spun containerul mare. Acolo dacă le duci fizic cu 5 și urs fără da foc. Dar nu sunt de de fier. Da, cum? Dar nu se așa pe de fier. Deci noi putem pune. Dar dacă nu l-ai cât de cât televizorul, ridică da. Dacă nu l-ai învățat, știi ce s-a întâmplat? Îmi spun un singur lucru. Și așa cum pentru că omul are tendința să face, știi ce îți face acolo? Deci, ideea în felul următor. Dacă cât de cât nu le-ai pus în zona publică, omul spune-o și ce a fost. Omul are tendința după aia, vii și nu o să ajungă tomberonul ăla și altceva nu o să vezi acolo că trebuie să-ți vină mașina. Și mașina nu mai vine două ori, niciodată trebuie să ducă ceea ce fumă. Adică... Dar aruncă pe proprietăți, așa ai învățat. Un singur lucru vă spun. Deci omul trebuie să se dezvețe. Poate dacă vei într-un biru, nu are atâta cum sunt și îl aruncă. Trebuie să se dezvețe. Deci sunt... Așa ai și pe aceea. Știi ceva? Trebuie să-i dezvățăm. Avem datoria să le spunem unde să-l luăm. Și încă o problemă. La noi în comună este o situație mai dificilă. Dați voie. O situație mai dificilă cu un copilaș. Domnul lucrează la ocol.
Am înțeles că și pe Facebook, adică și pe rețele de socializare, se poate ajuta copilul respectiv. Sunt doi copii. Consiliul local. Sunt doi copii. Sau, Consiliul local se poate cumva să se implice. Doamna secretarul, să vă spun acum, pentru că e pus la... Dacă Consiliul local vă puteți implica personal în nume... Personal putem. În nume păi, da, dar așa nu, nu se poate altfel. Mai există încă un copilaș pe Târgăuș? Da. Noi nu știam eu, în zonă la noi. Documentele sunt depuse aici. Mai există încă un copilaș, tot pe Facebook există și acel copilaș, are 6 sau 8 luni, necesită transplant de ficat, are acceptul Bruxelles-ului, dar are nevoie de bani. Sunt niște amărăți ca vai de ei. Eu știu de la Răchitiș, măcar Răchitiș știi să discute omul ăla. Nu spun de cei care sunt în spatele lui. Dar ăștia de la Târcăuș habar n-au să pună o problemă. Abia în ultimă instanță, când s-au insistat, mai fată, tu nu ai de unde să scoți banii aia. Operația în sine e 30.000 de euro. Ea n-are voie să stea cu copilul în spital. Doar în timpul zilei, noaptea, trebuie să-și caute cazare. Spitalizarea respectivă, operația este 2 săptămâni, durează recuperarea copilului. Dar mai durează încă 2-3 luni, depinde recuperarea copilului, care tot în Bruxelles va avea loc. Și este vorba de niște sume imense pentru acea familie. Discuțiile sunt doar la nivel dai, nu dau. Am întrebat, că nu știam ca și buget local, am încercat, dar nu sunt... Personal, eu chiar mă implic indemnizația din un altă, dar discut jos cu... Dar consiliul local nu poate. Ziceam că poate porni consiliul local. Să doneze? Nu poate. Nu poate dona? La asistență socială. Ce-i la asistență socială? Pe judecătorii de asistență socială. Deci a contat un ajutor. I s-a făcut, deci... Tot ce este asistență socială vin bani de la bugetul statului. Apoi. Da, din TVA, din 11.000 de euro. Nu sunt banii. Noi, adică asistentul minutului. O să ia legătura cu ea să-și deschidă un cont și fiecare care vrea să dea... Are cont deschis. Are și alții. Dar unii și alții au contul deschis. Eu există. Încerc să... Noi am spus pe de altă parte, vis-a-vis de Târgăuș. Confirm, nu pot să vă spun cine este acea... Așa. Bărbatul su le are cu... Noi cei de aici, cei o să strângem, o să-i dăm direct banii în euro, dar numai la plecare. Ca să fim siguri că bărbatul nu e în cheltuie. Înțeles că problema asta s-a discutat și la biserică. Da. Nu s-a dat la biserică, s-a luat la biserică. Mă, puținul ăla contează tare mult. La nivelul mai era mai dacă nu știi cum e? Na, cum vrea și cel de sus. Cred că a niște voluntate care se înșeapă cu treburi din astea care adună mai repede, sunt care au o ridică o problemă cu inimii. Da, dar ea săracă, noi încercăm. Nu, 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 și am zis că procurăm din experiența ei și facem pentru asta. Cum vrea Mihai, ca aducerea nu va până la fel. Dar trebuie să facem mulți bani pentru că... Nu are niciun fel de act. Nu este în limită cu el, lângă vecin nu este el. Nu e a lui, nu a fost a lui, nu mai pune gardul înapoi pentru că este să vreau și să vreau. Nu merge la prunduena. Deci el mi-a dus niște acte de cuștenire. Da. Și stai să mai ia bine să scoate. Eu le-am arătat și din bani, să vedem, revenim. Da, deci n-am, nu m-am dus, nu m-am dus, am zis că vreau acolo. Nu se uită la tine, dacă nu ai asigurare sau nu ai bani, nu vezi la cum ai ajutat. Atunci înseamnă, revin, să încerc să știu, nu le-am amuzat, frate. Am văzut că trebuie. Nu e la mine, nu e la mine, s-a curățat, dar am de culoare. Nu am de culoare, nu am de culoare, nu am de culoare. Mai genare este la culoare, de la mărinte, după moștenire, nu mă moștenire, dar mărinte. Acolo au fost 10, 20, 30, 50 de ani de îngrășământ. Aia nu, mai este niște probleme. A fost îngrășământ după Revoluție, nici tot fiecare... Tot acolo au fost și după Revoluție. Ideea de Revoluție s-a pus în aplicare. Încă nu e certificat de moștenitor. Nu, 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 are. Deci,
La diverse, mai ai ceva rezolvat? Închidem ședința și bani de sub. Nu închidem, mai am eu ceva. Ce mai ai? Cei de la BRD au, m-au sunat exact joi sau vineri și au spus că au primit acea adresă pe care mi-ați spus că s-o trimit cu 10.000 de lei blițul. Și azi cu așa ceva ei nu pot intra în ședință la București, drept pentru care ori acceptăm 15.000 ca plată, ori dacă nu, vor lua și bancomat și tot. În cazul în care ne cumpărăm blițul, pentru bancomat se va plăti chirie, care n-avem decât să o recuperăm din dacă închiriem spațiu. Adică cum? Se cumpără spațiu. Deci se cumpără blițul și atunci să plătim chirie, pentru bancomat, da. Dar de ce? Dacă nu cumpărăm. Cât am spus că... Nu, dacă cumpărăm, nu. 50 de euro pe lună, 50 de euro pe lună ne cer pentru și altă bancă să vină cu banca. Cel mai corect ar fi să aducem o bancă aici. O altă bancă. O altă bancă. Fiind atent, o revină. Tot niște pretenții. Eu singur lucru vă spun. Corect ar fi... Corect ar fi să ducem o... Toată la BRD. Da. Toată lumea la BRD. Corect ar fi altă bancă. E o problemă. E o problemă acestea serie. Da, nu numai comisie. Până vine omul și schimbă iertate... Da. Câte documente trebuie să facă toată lumea? Trebuie să-ți închizi contul, să-ți deschizi alt cont. Pot să revin? Așa, nu mai dar nu, nici nu trebuie consemnat. Care este situația cu postul de secretar a Comunei din Meșteci? Fost costul de altă? Cine ar fi plăcut ca să nu mai fiu aici? Postul, concursul este pe 7 noiembrie. Noi vrem să fie. Să dea mare lui Dumnezeu să intre cineva și să scăpe. Dar cine sunt candidați? Nu știm. Nu știm. Dar cum nu știm? Nu la noi să depunem. Deci procedura de scoatere la concurs a postului de secretar, indiferent că e vorba de Ghimeș sau că e vorba de Bacău sau de Iași, este eu, ca și primărie, solicit, transmit Bucureștiului, postul este liber. Vă rog, organizați concurs. Și aici mi-am încheiat treaba mea de primărie. Bucureștiul de la ANFP organizează concursul. Ei stabilesc persoanele care sunt în comisie. Atât. Noi am venit cu propunerea de secretar Palanca, secretar Brusturoasa, n-are voie nimeni din primărie să fie în comisie, pentru că toți suntem sub îndrumarea secretarului. Ei acolo la București au stabilit, v-am zis, în afară de cei doi membri, secretar Palanca, secretar Brusturoasa, de la prefectură. Ei au numit, de la ANAF, ANFP, tot ei au numit persoanele. Subiectele se fac acolo. Acolo. Acolo se depun dosarele, acolo se face selecția dosarelor. Da, am înțeles, dar comisia aia atunci nu avem informații de la... Nu, că abia pe 31 vor merge la selecția dosarelor. Acolo la asta. Da. Miercuri. Și când s-a dat un telefon să întrebăm câte dosare sunt și cine, sunt multe. Și asta răspunde. Astea 6 luni de zile expiră, cred că acum. Mie îmi expiră, urmează să fii numită altă persoană pe perioada până când va veni nou secretar. Sper să vin. Și eu mulțumesc pentru colaborarea care am avut-o cu voi. Hai stau să pic, mai aveți. Mai am 2 zile. 3. 2 zile? 3. Nu mai am voie, am 6 luni, am terminat. Îți prelungim. Dar sunt suficiente persoane la fel de capabile, poate mai capabile decât mine să... Dar poate să pună din primărie acum altă persoană, nu? Tot așa, pe între 3 și 6 luni. Sau poate să-ți vorbească cu Bacău, că tot așa se fac. Deci pentru... Dar eu nu mai am voie. Nu mai e. Mai vezi ceva? Dar mai am ceva? Eu am auzit cu cineva unde credeți, dar nu sunt sigur. Avem o cerere din partea unui pădurar. Deci asta e la diverse, dacă veți fi de acord, va trebui făcut un proiect de hotărâre. Fiindcă aici ce avem nu ajunge, cred că. Pentru arondarea unei suprafețe dintr-un canton spre alte două cantone. E vorba de domnul Lorea Ștefan, care a depus o cerere din motive medicale. Deci vă dau curs citirii cererii. Deci subsemnatul Florea Ștefan, angajat al RPL Bocol Silvii Ghimeș Păget, în calitate de pădurar gestionar cantonul 6 Petricheni, vă rog prin prezenta să-mi aprobați diminuarea suprafeței cantonului pe care îl am în gestiune, întrucât din motive medicale nu pot desfășura activitatea în condiții normale. Și aici am înțeles că e vorba de
cu arondarea din cantonul respectiv, se va da la alții doi pădurari vecini din cantonul. El va rămâne cu o suprafață mai mică. Noi avem un proiect, dar acum suntem la e consultativ, deci va fi, deci aici specifică arondarea. Specifică arondarea, dar n-am avut cum să fac un proiect de hotărâre, pentru că lipsea raportul specialitate. Dar nu știu dacă trebuie făcut raport, pentru că în ședința de consiliu de administrație s-a hotărât treaba asta. Noi am adus chestia asta la cunoștința dumneavoastră. Am înțeles, dar... Nu, se specifică să se ia un proiect de hotărâri, dar n-am avut... Deci pentru proiect de hotărâri, ca să întocmesc un proiect de hotărâri... Doamna președinte știe. Deci ca să fac un proiect de hotărâri, îmi trebuie documente. N-am decât arondarea și cererea. În rest nimic. Da, pe de asta e aduce la cunoștință. Nu, nu ne aduce la cunoștință. Are cantonul de la aeroport îmi spune spre aprobarea Consiliului Local. Dar poți aproba fără un proiect de hotărâre la de lui Aldi și de lui ăsta lui Tibi de Bistar. Prin științare putea să spune. Nu, parte din vecinătatea lui. Probabil trebuie să facă Consiliul de Administrație a Apolului. Părerea la persoană. Da, după aceea Consiliul de Administrație nu vine cu modificarea cu organigrame, cu ocol. Corect, așa este. Părerea mea personală. Acolo ar trebui să înceapă. Ei aduc o hotărâre că se modifică organigrama ocolului și vin în față la Consiliul Local cu organigrama nouă ca să acceptăm organigrama nouă. Ce înseamnă asta? Nu angajăm altă persoană, nu. Se diminuează deci, din cutare, cutare. Da, să înțeleg acolo care cumpără de spate. Da. Se diminuează suprafața, aici se prevede, deci exact câtă suprafață. Asta, asta trebuie făcut. Dacă deci transmit ocolului să facă procedura... Procedura și vin cu organigrama nouă. Organigrama nouă. Cum s-ar distribui? Nu? Da. Deci de suprafață respectivă, el mai rămâne pe post cu o suprafață mai mică, mai mică, mai mică și se dă mai mică și, și alte răspundere în plus față. Nu se modifică, adică om nou nu se ia. Nu, nici nu pleacă, nici nu vine. Numai din suprafață. Nu se modifică nici suprafață, am văzut că suprafața cantoanele. Se modifică la trei cantoane. Domnul consilier, bă, dar asta zic că... Domnul consilier, nu știți ce trebuie să răspunde? Trebuie să spune în felul următor. Dacă spune cum am zis noi acum că se face lucrul ăsta, ar trebui să plec de acolo. Pentru ca să știe că nu lucrezi degeaba la proiect. Da. Deci, în funcție de cererea... Deci, da, dar așa este corect. Dacă face cererea pe cum s-o spus acum, atunci atunci o aprobă. El știe acolo de ce glumezi, poboară. Păi de asta adică... Cum nu știe? Cum nu știe? Dacă domnul ședinte... Da, ce să le știu eu. Vorbiți în particular, eu declar ședința închisă pe ziua de altă.